Bravo, Meister. Da, ce pule miros, mă, Elinca? Mai am niște păr în nas care simte niște chestii. Fai de mine! Este mega copiată, de ce nu i-ai făcut ceva? Este așa. Unul la unul cu poza. Este un Asorteus trepezitor în toată ținuta. Marisa chiar poartă aceleași chestii mereu. Mă, de ce trebuie să-mi explicați ție? Păi da, și e bunita. Gata. Patrulea jurat. Ce încerci toată de nu e bine? Nu place cum arată. Hai, băi, Cătăline, la Luca! Exagerăm foarte mult cu niște lucruri pe care... Pe bune? Crezi că exagerez? E cel mai simplu să lovești în cei mai buni. Eu ești piseloagă, pe bune, ești. În viață nu trebuie să fii pufi. Bun găsit, doamnelor, domnilor, 20 martie înseamnă ziua internațională a fericirii. Drept urmare, fericiți suntem pentru că avem pe voi lângă noi, fericiți suntem atunci când iubim, fericiți suntem când facem lucruri frumoase și de obicei noi asta încercăm de fiecare dată aici la Bravo Style All Stars. Fericiți și colegii mei astăzi, bun găsit, dragilor! Fericiți, să vă revedem, bine te-am regăsit! Doamnelor, domnilor, domnișoarelor, bunicilor, duduilor, cetățenilor, nu se uită doar domn și doamne. Evident. Mai sunt și domnișoare, domnișori, copilași, copii, drăgălași. De acum înainte facem o concesiune. Moris face începutul prezentării, no, astfel încât să poată să vă salute, no, pe toți milioanele de români care sunteți cu ochii pe noi de fiecare dată și pentru care, evident, pentru lucru pentru care noi vă mulțumim. Iulia, ce faci astăzi? Bună, Elinca, foarte bine. Bună, ești fericită și tu? Eu sunt veșnic fericită. Pe interior, așa cum e. Nu atât de fericită, da, cum sunt alții, da, dar cât de fericită se poate. Da. Eu sunt foarte fericită pentru că avem concurente una și una, pentru că sper că astăzi ziua să fie plină de steluțe și pentru că suntem fericiți doar în momentul în care ele sunt aici alături de noi. Haideți să le vedem pe concurente! Găsit, fetelor! Astăzi de ziua fericirii vreau să vă văd fericite, vreau să aveți parte de steluțe din plin și să nu uitați că la finalul ediției avem și un voucher cadou de la Collins pentru cea mai cool și cea mai fresh ținută a ediției. Așadar vom vedea care va fi câștigătoarea pentru final. Nu uitați de asemenea să votați concurenta favorită, bravoistil.canalde.ro. Acolo găsiți secțiunea concurente și, cum, cine zicea? Cine ne iubește? Am înțeles, Beatrice, că nu ne iubea. Eu sunt foarte supărată ieri după acțiune. Să mi se fiu călcată în picioare la modul ăsta și să se mintă în față poporul cu televizorul că ea nu sunt clean. De ce? Doar pentru că era ținuta bună și că nu trebuia să-mi stele sau de ce? Băi, mi-a zis doamna mare că sunt clean și te aduc acum că am căutat pe internet și te aduc să vezi. Băi, nu m-am luat. Băi, ia să niște materiale, lichite unde am. Frate, clean înseamnă altceva. Clean înseamnă
material tăiat mai mic sus și mai mare jos. Mai mare să se bagi, ce ai făcut? Nu! Nu! Și doamna Mari, care e căruitoreasă, mi-a spus că ai fost în Clin. Mi-a spus, Beatrice, lucrezi pentru mirese. Ăsta este Clin. Ce-ai făcut tu? Era prea bun. Probabil că e prea bun. Trebuie să fiu trântită, sunt prea bună sau ce? Nu este regulă deloc ce se întâmplă și dau un pic de respect în concursul ăsta și nu-mi convine și nu e ok. Eu îmi dau și sufletul pentru concursul ăsta. Pentru ce? Ca să fiu răsplătită așa? Ca să fie bine, să fie audiență, să nu fie un circ aici, că în asta se transformă. Pentru ce sunt eu acum taxată? Pentru ce am fost eu taxată așa? Pentru ce am fost eu tratată așa? Păi atunci să se facă concursul cu fete de-astea mediocre. Cu haine de la Alina din sezonul 3 și cu cine vreți voi. Cătălin, nu te supăra pe mine. Am eu și o întrebare la tine. Au fost alte concurente care nu au atins tema și au luat steluță sau nu? Poți să te ridici în picioare au fost, să te văd? Nu? Te rog, poți să te ridici să te văd, să-ți văd altul? Sigur. Poți să-mi spui acum ce ai de spus? Au fost alte multe concurente care nu au atins tema și au luat steluțe? Este problema ta sau a juriului? Păi, ca să te înțeleg? Este și problema mea din moment ce vreau să fim tratate corect. E și problema mea, normal. Te rog este să treci în față. Nu ești tratată corect? Să te auzim mai bine. Că, mamă, mă simt ca la școală, da, pusă la colț. Te scot la ale... Deci, la tu crezi că ești neîndreptățită, nu? Am stat și m-am gândit mai bine. Cred că, de fapt, aveți mari pretenții de la mine. De-aia te feliți așa cu mine. Deci, spune acum care este problema. Vreau să aud. Am spus că au fost și alte concurente care nu au atins tema și au luat steluțe. Și nu mi s-a părut... Exemplu. Păi, de exemplu, pantalonul Palazzo, care a luat cel puțin 2 stele și nu a fost niciodată Palazzo, pentru că, din păcate, mai cunosc și eu anumite. N-am înțeles termenul de, puteai să-mi spui Clean sau Pliu și înțelegeam, dar termenul... Păi nu ți-am spus Clean? Păi... Asta spun, adică... Nu ți-am spus prima Clean? Prima dată n-am înțeles termenul, pentru că ai spus termenul... Fetelor, domnilor jurați, n-am spus Clean? Ba da, da. Repet, mi-ai spus prima dată termenul, bine, nu l-am înțeles, okay. După care am spus ok. Ok, Beatrice, astăzi vei merge în atelier. Sigur. Și vei face o ținută asimetrică. Ok. Ținuta asimetrică, da, ca să-ți dau niște puncte de, da, repere, este destul de delicată pentru că ai grijă cum o faci, te poate scurta foarte tare. Da? Deci... Am avut în gală, dacă te uitai, niște volane care erau asimetrice. În nu care toate. Gală? În gala Gypsy aveam ceva... Da. Bine, eu îți spun doar că este o temă destul de delicată și care te poate pune în dificultate din punct de vedere estetic. Dacă se uita... Dar el nu s-a uitat. Eu nu cred uitat, că m-am uitat asta. Nu, probabil uitat. Că eu am și ținut rochia. Dar mă uit în reluare. Lasă că mai iau atât gala. Ei, să mă uit. Am ținut rochia în sus. Iartă-mă că nu m-am uitat trebuia suficient de mult la tine și m-am uitat la alte concurente pe care le-am favorizat. Drept pentru care vei face această ținută. Da. Ți-am spus, mare grijă. Ea poate fi scurtă în față, lungă în spate. Ți-am dat deja încă un indiciu. Poate fi în colțuri, încă un indiciu. Vine din moda anilor 90, Japan street style. Și atât, ai suficiente informații. Mulțumesc. Baftă. Ești lămurită? Bine, Beatrice, în atelier, te rog. Mulțumesc frumos. Mari, Boghi, ghicești cine vine astăzi în atelier? Cine? Cum suntem fericiți? Cine face? N-a mai fost de foarte multă vreme. Apropo, dacă sunteți fericiți? Suntem foarte fericiți. Pentru mine și mai fericiți. Dar nu ne-am mai văzut atât de mult. Da, vă pup. Avem de făcut ceva asimetric. Mie îmi place asta cu asimetrie. Mă scuzați o secundă, intervin în discuția voastră. V-aș ruga să nu mai îndrumați greșit pe Beatrice, că, da, uite, badă vina pe voi, badă vina pe jurat. Ai, adică... Linca, nu fii pufi. Nu, că, ba nu, tu nu fii pufi, pentru că ieri ai spus ce că doamna... Acum. Alo, tu ce ai spus ieri că nu ai făcut acești clean bine, pentru că doamna... Nu, am spus că Marie, n-am făcut eu clinii. Nu te-a ajutat și că i-a făcut altfel. Nu, am spus că nu am făcut eu clinii, Cătălin, asta am spus. Dar da, se vede pe material. Ai dat vina pe doamna Mari. Păi nu am dat nu vina făcut, pe doamna Mari. Doamna Mari. Că nu i-am, că ați doamna spus că Mari nu știu, este nu știu acolo doar să vă ajute puțin și să vă facă, să vă execute la mașină produsul, să vi-l prelucreze. Da, nu să vă ajute. Exagerăm foarte mult cu niște lucruri pe care bune, nu. Pe crezi că exagerez? Da, pentru că eu am spus că nu am când ați spus ceva vis-a-vis de Clean, am spus că nu i-am făcut eu. Păi adică nu, nu eu i-am tăiat, nu eu i-am... Păi și nu... tu ce înțelegi din asta, Beatrice? Ce să înțeleg? Că nu i-i făcusem eu. Și ce rezultă din asta? Și din asta rezultă că, că... dă vina pe mine. Exact, nu am dat vina pe doamna mea. Și i-am fusta mai strâmtă, puțin da, mai decor. Da, am vrut mai strâmtă, e adevărat, pe talie și jos mai largă. Deci am vrut contrastul
mai mare, adică foarte, foarte strâmtă pe Măi, Beatrice, eu când am fost acolo, i-am spus doamne Mari și m-am înțeles din ochi și am vorbit de un număr de clin. Și doamna Mari știe foarte bine ce număr de clin merg la o roche sau la o fustă. Și am avut 6 clin, Cătălin. Ai avut 6 clin? Da. Unde? Aha. Măi, pe bune, Beatrice, am avut 3 pe față și 3 pe spate, fix atâția am avut. Nu, ai avut niște inserții. Doamne, ferește, hai că nu are rost. Dacă... Nu. Hai să vedem cum ne descurcăm la ținuta asimetrică. Mai bine, aș vrea să depășim momentul, aș vrea să cred că Beatrice poate nu a fost extrem de creativă și că putem accepta și acest lucru la un moment dat. Hai să fim serioși. Și de asemenea, aș vrea să vă urez vouă spor la treaba acolo în atelier. Revin să văd ce veți face. Deocamdată vreau să dau startul defilărilor. Cine să vină și la defilarea astăzi? Prima, uite, Emiliana. O văd așa, la fel de... Senină, precum a fost ieri. Hai, Emiliana. Bun găsit, Emiliana! Bună, Ilinca, ce faci? Bine, uite, sunt foarte fericită astăzi, dar am senzația că și tu ești fericită și vrei să încerci așa marea cu degetul. Da, bineînțeles. Emiliana, oare cum se înțelege cu fetele, cu concurentele, cu colegele de emisiune? De la Extraordinar în sus, Moris. Da, pentru că de multe ori când defilez și azi am remarcat, adică mi s-a reconfirmat treaba aceasta, de multe ori când defilez, sunt anumite colege care parcă te-ar ucide cu privirea. Și stau să mă întreb de ce. Cine, Moris? Păi ele m-au răvășit așa. Vor fi invidioase? Nu știu, nu pot eu acum să nominalizez. Dar ai simțit și tu asta sau nu? Iuliana? Nu te uita la mine, nu Iuliana. Eu nu am simțit asta pentru că sunt cu spatele, însă... Bă, ești ceva de piste, da, Emiliana. Da. Ministerul de interne externe, unde merge astăzi? Ilinca, astăzi vin. De fapt, am plecat de la sală. Da. De la sală. Da. Foarte, foarte repede, pentru că știi că atunci când ești la sală și faci exerciții, abdomene, nu te mai uiți la telefon. Eu știu cel mai bine treaba. Așa. Și când m-am uitat la telefon, am văzut că am 20 de apeluri și 20 de mesaje. De la? Trebuia să ajung la o întâlnire de afaceri. Am stat la sală prea mult. Nu mi-a mai... Dacă îmi spuneai că ai ieșit din casă, erai în pat și ai adormit și ai văzut. Înțelegeam mai bine că așa sala nu o găsesc neapărat, dar până la urmă, cine sunt eu să mă bag în ținutata? Sala... Sau în poveste, da, exact. De la cine erau apelurile, că n-am auzit? Poftim? De la cine, Iuliana, erau de la cine erau apelurile? Nu erau apelurile. De la apelurile? Nu erau de la tine, Iuliana, da, într-adevăr, nu erau. Erau de la cineva, vreau să-mi deschid o afacere cu broșe. O să am broșa mea, în formă de steluță de la All Stars. Brioșa? Tare! Broșa! Am crezut că brioșa. Cred că era mai mișto brioșe. Larisa? Da, mie îmi plac foarte mult cizmele, dar într-adevăr nu mi se pare neapărat că este o ținută de All Stars. Este o ținută foarte drăguță de ieșit pe stradă, de mers, de mâncat ceva cu ochii. Dar atât, în schimb, nu mi se pare că este o ținută nici măcar nu e accesorii, măcar dacă puneai pălării, ochelari. Ochelari, da. Păi asta era ideea. Lesismul. Să fie cât mai simplu. Poate să fie pe ochelari, aveți impresia că o pereche de ochelari? Nu, măcar să-ți pui niște accesorii. Sunt foarte importanți în ținută, da. Dar schimbă cumva, adică dacă pui o pălărie, niște ochelari, niște mănuși, niște dresuri, ceva, orice, nu știu, e prea puțin. Dar ești foarte fresh, așa, ca atitudine, știi? Adică. Se vede că e ziua fericirii. Da. Îmi induce asta cumva. Mă bucur, asta contează. Ei, e bine că deocamdată e fericită, Emiliana. Să vedem peste 5 minute cum va fi. Încurajaților, te rog. Încurajator. Emiliana, râdem, dansăm, suntem fericiți, dar ce faci cu noi? Adică să fim și mai fericiți, mă refer.
De ieri a intrat așa pe un trend din ăsta. Te dezamăgi, te desumflat din gală pentru că n-ai avut punctajul pe care ți l-ai dorit. Nu, că niciun caz. Am fost foarte mulțumită cu punctajul din gală și mă bucur că nu am ieșit pe ultimul loc, deși așa. Cam toată ținta a fost făcută în dimineața galei. A, deci ești conștientă că n-ai avut o ținută bună în gală? Știu și mă bucur totuși că mi-a ieșit cât de cât. Am fost... Cât de cât. Mulțumită. Eu credeam că ai plecat așa pe un vibe negativ, pentru că aceasta este a doua ținută pe care o prezint săptămâna asta. Foarte simplă, foarte plat, așa. Dar ce crezi? Dar mie... Ținuta de astăzi... Îmi place la nebunie, mă! Yes, yes, mă bucur, mulțumesc! Te-a păcălit? M-ai păcălit, am organizat puțin așa cu inima strânsă. La cât ești tu diplomată și la câtă vrăjeală ai tu în tine, tu ești în stare și să-mi spui că... Te-am păcălit, chit că nu m-ai crezut. Dar chiar m-ai păcălit, Raluca. Ce mă bucur, părul stă superb, ținuta îmi place foarte mult. Geanta putea fi schimbată, să știi. Frumoase cizme și atât. Mulțumesc, mie îmi plac foarte mult. Nu așa. Sunt noi, nu așa? Dar cu ce aș mai putea să le port? Pentru că dar ce mi le-am cumpărat și aș vrea să... A, și le-ai scos la stradă. La înaintare. Da. Credeai că ne rup gura. Da, credeam. Speram. Acum ce să facem? Nu e. Tocotea la de acasă nu se mătruie și cu cea din târg. Moris, ne-a rup gura. Ia mai vine și cu un proverb, mai pune o zicală. Da, mai dragă, sar în sus, mie mi-a spus o doamnă de la un dispecerat. Profesoară? Nu, de la un dispecerat de taxi. Că de câte ori suni la compania respectivă, poate că faci asta și cu alte companii, nu de unde să știu, le întrebi pe doamnele dacă taxi. Nu ar fi de acord să te îmbrace. Să fie stilistele tale. Ba mai mult... Ai insistat și ai rugat și câțiva taximetriști care te-au dus la mall și ai insistat să vină cu tine în mall să te îmbrace. Ai, măi, ăsta este unul dintre cazurile acelea. Nu, eu nu vreau acum să spun că domnii taximetriști nu au stil, dar asta este mai greu o ținută pe care ar face un bărbat ca să îmbrace o femeie. Și dacă vine de la sală, are antrenor, are antrenor. A, oare antrenorul? Da, e așa fericită, măi. Eu am explicat de mai multe ori chestia asta de-a lungul a 3, acum al 4-lea sezon, că a face styling nu înseamnă să puneți pe voi. Acum, de exemplu, din punctul de vedere că puneai o pălărie, distrugeai complet, ruinai această ținută. Bine, acum depinde de pălărie, dar cam orice pălărie ți-ar fi sunat ție, mie mi se pare că nu ar fi sunat deloc. Mănuși? Uită. Doamne ferește. Nu. Ferească Dumnezeu. Dragă, mie mi se pare că ai făcut styling, pentru că ai coafiura potrivită, machiajul potrivit, cureaua potrivită, nuanța potrivită de pullover pentru o rochie furou neagră. Mie îmi place ce ai făcut și mi se pare o ținută foarte civilizată. Mai merg la sală. Du-te mai când vrei merg tu. La sală. Du-te. Ia să vedem și calificativele. E de la sală. Bravo, ai stil, dragă. Mulțumesc, Moris. Mulțumesc frumos. Toți antrenorii personali să apeleze la Emiliana. La Emiliana, da. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Da, la mine, dacă e că... Da, ți-a înghețat de ieri zâmbetul ăsta pe buze, de la sală? Da, nu știai că atunci când mergi la sală, creierul produce un hormon al fericirii, serios? Am auzit chestia asta. Care se numesc fibrolegendă urbană, endorfină. Auzi, eu nu mai merg la sală când am probleme cu inima, doar la sala de mese. Și eu la fel, întotdeauna merg. Ne întâlnim acolo. Dar totuși fac stil. Și eu fac cu stil. Totul. Aha. Bine! Sincer, la asta nu mă așteptam, dar uite că sunt imprevizibil, domnule jurații, și astăzi mulțumesc tare mult, Emiliana. Și eu le mulțumesc. Dar Beatrice se descurcă, sunt curioasă, este supărată sau fericită. Am făcut un pantalon deocamdată, vi l arăt? Așa. Da, te rugăm. Da, stai, să am niște desene aici în plus. Așa. Oh. Pantalon asimetric. Am să fac un top. Ne-am împotmolit pentru că trebuie să ne gândim la o soluție de croi, cum să prindem noi pantalonul cu pantalonul ăsta, să vedem cum îl îmbinăm. Mm-hmm. Da, e asimetric pantalonul? Ziceți cu cuvinte. Da, iese. Deci e în regulă, ești pe drumul cel bun, Beatrice. Bun. Dacă atât avem, am dat ok-ul pe ceea ce avem, așa că așteptăm și continuarea, Beatrice, da? Da, da. Hai, spăr la treaba acolo. M-a ocupat cu Milinca. E cel mai simplu să lovești în cei mai buni. Este mega copiată, de ce nu i-ai făcut ceva? Este așa. 1-1 cu poza.
Marisa chiar poate aceleași chestii mereu. Măi, de ce trebuie să-mi explicați? Ți-ai dat și nebunita cu bacata? Patrulea jurat. Știi cum le miros, măi, Elinca? Măi, am niște păr nas care simte niște chestii. Fai de mine. Eu am piseloar, mă bune, ești. Ce are situația de nu e bine? Nu-mi place cum arată. Hai, băi, Cătăline, la Luca. În viață nu trebuie să fii bun. Mergem mai departe și dacă tot Emiliana a început ziua fericită, tare-s curioasă cum o va începe Iuliana. Hai, draga mea! Bună, Elinca! Bună, Iuliana! Uite, dacă te uiți așa la capul meu, ai putea zice că este o lună. Spune-i durerea. Măi, Elinca, îmi place mult de tot de un băiat. Ăla din club, ți-am zis eu, da, nu, știu. Nu, ăla din club, Elinca, altul. Doamne, câți băieți cunoaște fata? Da, asta îți fac viața, nu vezi? Dar, dar nu am auzit. Place caracterul lui, gen, știi? Știi? I'm too good for you. Credeam că nu ne-ai zis treaba dar asta sau colegi. Dar tot, stai puțin, stai o secundă. Da. Traduci mie în românește ce scrie pe tricoul tău, te rog. Sunt prea bună cu tine. Ah, ok. Pentru. Nu, da. Cu tine. Cu. Că nu e Flori, e tu. You. Da. Ai, dar n-am bătut până, totuși. Ce scrie acolo, chiar nu mai văd. Ce scrie? Miss you, miss you. Da. Să știi că eu am auzit că ești îndrăgostită de un băiat. Ai știu auzit? Și de cine, e? Da. Ai, măi, Elinca. Să nu spunem? Nu, evident că nu. Nu spunem? Nu. Păi de normal ce? Că nu. Așa, revenind și am făcut bine, o melodie. Bine, rămâne secretul nostru. Rămâne secretul nostru. Și... Până mâine. Nu. Dar spune, dragă, de cine și nu pot mări, nu pot. Păi ele e dacă vă spune degeaba. Mâine, dacă nu vrea astăzi. Lasă că vă spune la pauză. Dar, dar nu știi nici tu, Cătălin, nu știe nimeni. Adică știe... Wow, eu știu, crede-mă. Păi, dar nu o să pot să dorm diseară, Elinca. Ei, eu chiar nu o să pot. Nu, nu o să pot să dorm, deja am slăbit. Vreau să știu de ce s-a negocit Iuliana. Nu, vreau să-mi spuneți acum. Și eu? Elinca, o fi același de care m-am îndrăgostit și eu? De ce te-ai îndrăgostit, Silvia? Nu e altul, Silvia, stai liniștită. Voi am motiv de ceartă. Stai, dragă, că n-am înțeles. Atunci, stai, Elinca, eu simt nevoia să insist. Pe așa s-a îndrăgostit și care-i problema? Păi, de ce nu vă iubiți? Am scos o melodie. Păi, e mai complicat. Ia e complicat, dragă. Da, spune-i, dragă. Bună, am îndrăgostit de tine. L-am îndrăgostit de Pablito din primul sezon al Silviei. A, dar ce lași? Oh, păi, e nasul. Nu cred. Ce? E nasul. Nu, oricum îl cunoașteți, stați liniștite. Dar, repet, e secretul nostru, așa că nu spun nimic. Alina, informații greșite. Silvia, să știi că... Nu, nu e ăla. Serios că nu, Alina, nu mai duce lumea în eroare. Nu, să știți că nu este acel Pablito. Terminat cu personajele fictive. Aici vorbim despre realitate. Ideea e că am spus o melodie să-i spun ce sentimente am pentru el. Aia e cântăreț. Nu, eu sunt cântăreață. Eu am spus o melodie. Și gen, mă duc la radio să o difuzez. Promovezi. Da, să te văd la radio, Iuliana. Iam la loto. Da, da. Dar lăsăm fericirea la o parte. Ieri erai foarte supărată pe fete și spuneai că îți duc munca în derizoriu. Te-ai apucat să vorbești iară să arunci nume de ce? Pentru că te-ai simți amenințată, nu? După cum vezi, nu mai apuci să mai dorm. Pentru că, din păcate, eu nu sunt o prințesă care vine și defilează. Sunt frumoasă și e suficient. Nu, eu lucrez. Eu lucrez la hainele mele. Foarte mult lucrez. Zi și noapte lucrez. Să vă fie rușine, că voi munciți zero și vă le atacați exact pe alea care muncește cel mai mult. Se vede pe fața omului cine muncește cel mai mult, cine e cel mai obosit. Păi să-ți fie rușine. Și voi spune chestia asta, atât timp cât eu mă simt îndrăgostită, da, voi spune. Păi eu sunt mai bună decât tine, fără stilist, decât ești tu cu stilist, draga mea. Păi da. Mereu spune că eu nu aș munci pentru tine. Și am spus lui Beatrice, Beatrice, cum tu muncești pentru tine tale și eu muncesc, pentru că eu galele mi le fac. Merg, îmi cumpăr materiale, merg la cruitoreasă, să stau acolo unde ele. Iuliana, nu fii pufi.
Nu sunt pufi. Dar de unde sunt pufi ăsta? Nu știu, de la Beatrice. Și am spus că, din punctul meu de vedere, Beatrice lucrează cu stilist, și anume Mirko, pentru că el avea acest stil de a cumpăra haine din second hand-uri și de a le recondiționa. Mm-hmm. Iar acum Beatrice spune că ea face chestia asta și... mi s-a părut dubios, pentru că totodată se seamănă. Poți să fii fer. Vreau să vorbesc și eu, Milica. O secundă, Beatrice, o secundă. Ți se pare că Betty chiar este o fată totuși informată și care știe destule, are destule noțiuni? Știe. Sincer, acum. Știe anumite lucruri. Ea oricum vorbește așa mult. Adică câteodată ea și când nu știe, pare că ar ști, pentru că ea vorbește, are debitul ăla verbal. Dar stilistic vorbind, știi? Adică nu cred că ți-a arătat dovada că și atelier, eu știu că, pricepe, mai nu? Multe dintre noi, așa, o bănuim că lucrează cu Mirko. Pentru cam că sunt anumite... Bănuim. Cam cine bănuim? Bănuim mai multe, nu știu. E mult spus bănuia. Bănuim, dar nu zice nimeni. Sunt anumite similarități între... Adică poate tu chiar știi cel mai bine, nu? Adică... Nu poți să-i neg veleitățile, nu poți să-i neg talentul. Acum că lucrând cu un anumit, nu știu, specializat, un om care se pricepe la acest lucrarizat, ca să zicem așa, te desăvârșești oarecum. Dar nu poți să nu să contești că, dom'le, totuși fata asta și la treia a făcut ceva, că atunci când discută despre modă știe niște lucruri și asta e. Acum este... Da. Nu cred că știe niciuna dintre noi, cu siguranță, dacă Beatrice a lucrat cu Mirko. Cum, Denisa? Și-a schimbat părerea între timp. De ce și-a schimbat-o între timp? În culise spunea prietenele ei, știu că ea lucrează și acum s-a răzut. N-am zis știu, am zis o bănuie. Iuliana a auzit-o la un moment dat, m-a auzit pe mine în culise spunând ceva. Eu știu clar, pentru că zi, eu sunt extrem de agilă și abilă, nu aș trebui să spun asta. Din acest motiv am și intrat în discuție, pentru că puteam să tac din gură. Eu știu clar pe cine a auzit și ce. Eu am vorbit, eu vorbeam cu ea și înainte de acest eveniment, eu am vorbit cu Beatrice. Eu înainte să spun ceva aici, vorbesc cu persoana Silvia, despre care se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci eu când cineva îmi spune, eu când persoana respectivă spune, Silvia, uite așa și pe tine, eu zic, nu te cred pe tine, pentru că eu cred întâi pe omul cu care vorbesc. Știi care e chestia? Că pe mine nu m-ar deranja, dar atât timp cât ea îmi, cum ai spus tu, îmi duce munca mea în derizor și spune că eu nu lucrez, eu nu fac, eu nu muncesc, pentru că eu știu cum sunt. Adică asta mă deranjează, că și tu faci chestia asta. Am auzit în mare, pentru că între timp m-am ocupat și de... ce am de făcut în atelier, am auzit în mare ce spunea Iuliana. Și am o întrebare pentru Iuliana. Iuliana, dragă, nu spuneai tu în culise că tu știi exact cine este stilistul meu, că este un coleg cu un prieten de-ai tăi de la nu știu ce universitate? Nu am spus asta. Am spus că un coleg de-al lui. Nu am spus de la ce universitate. De la nu știu ce universitate, n-ai spus de la ce. Mi-a scris mie și a spus că acel coleg al lui lucrează cu tine și este stilistul meu, nu? Ei, și acum, dintr-o dată, nu mai este respectivul stilistul meu, a devenit Mirko stilistul meu. Da, Beatrice, dar eu știam de Mirko de mult timp. A, da, atunci când ai fost întrebată în culise, ai spus de acel coleg, fără nume, serios? Hai să-i elucidăm pe toți. Se vede clar, adică luăm și gala cu... Cu? Când ai fost tu fluture, da. Gala cu aripi de înger. Vezi că, de fapt, eu acolo nu voiam să fiu fluture, da? Asta ați înțeles voi. A fost... stilul lui Mirko 100%. Serios? Gala asta cu țigăni. De unde știi tu stilul meu, Iuliana? Cum poți să îmi Beatrice, hai să luăm galele. Bravo, ai stil de la începutul sezonului 3. Păi da, știi de ce? Pentru că până acum în galele de la Bravo ai stil din sezonul 3, eu nu mi-am creat nicio ținută și nu mi-am făcut la croitorie nicio ținută. Știi care e faza? Că tu ai zis că la începutul sezonului, nu, voi n-ați văzut nimic din ce pot eu. Păi tu nu ai dat cei mai buni la început. Nu, draga mea, nu. Și am spus de fiecare dată, nici acum nu ați văzut tot ce pot. Ai să fii surprinsă. Și este trist că tu încerci să duci în derizoriu talentul meu. Nu, Beatrice, tu faci asta. Nu, eu nu fac asta nimic. Pentru că eu nu am spus Iuliana are stilist atâta timp cât eu nu știu și să arunc vorbe. Da, este cineva, un coleg de nu știu unde și nu știu cum, sau că e nu știu care cu tare persoană. Beatrice, pe mine chiar nu mă interesează, dar pe mine m-a durut că tu te luat de munca mea. Pare că te interesează, Iuliana. Și știi ce e trist? Eu am 36 de ani, am împlinit recent. Da. Mi cumpăr din second hand, draga mea, de la vârsta de 14 ani. Am purtat în emisiune o curea pe care am cumpărat-o de la 14 ani. Eu umblu în second hand-uri, chiar dacă poate-mi permis să-mi iau și din afara second-ului, pentru că sunt piese pe care le găsești doar acolo. Și bine, în următoarele emisiuni, curios, ai să vezi piese din second hand. Perfect, mulțumesc tare mult, Beatrice. Hai să vorbim și despre ținuta pe care o poartă Iuliana astăzi. Silvia? Grimasa spune multe. Astăzi... E posibil să fie un stil actual, dar eu nu sunt. Astăzi ai combinat nefericit, așa, inutilul cu neplăcutul.
ce e inutil. Ce anume? Și ce e neplăcut? Nu, eu nu, să mă ierte toată stilimea din lumea asta, eu nu plac pantalonii aceștia cu acest blazer, cu acest rucsac, cu acele sandale, cu acei cercei niciodată în viața mea. Adică nu mi se par, nu pot. Sunt limitată. Sunt limitată stilistic. Nu văd mai departe. Deci nu-ți place ținuta? Nu. Bun. E mult pentru mine. Multă informație. Hai să vedem ce au de spus jurații despre ținuta propusă de tine astăzi, Iuliana, te rog. Mă, Iuliana, dacă ieri erai toată în pene și erai bună pentru cine vrei tu, așa, azi nu ești bună pentru nimeni. Da, așa aș fi făcut și eu. Dar aici e mai nasol pentru că, într-adevăr, ai făcut un melanj de stiluri, de un pantalon din lac pe care îl ador, în ghilimele spus, cu acel, e o geacă, nu? Este un, da, un fel de biker din un biker, un biker de un paiete cu un rucsac horror, cu niște sandăluțe. Da, rucsacul nici mie nu-mi place, dar da, alt nu element contează, dar nu merge nimic. Pe bune. Nici mie nu-mi place, dar ce crezi îmi place. Da, pentru că funcționează cu acei ochelari, dar rucsacul e foarte urât. Ochelarii, nu funcționează. Ochelarii aceștia nu știu de unde viroază, dar vă sfătuiesc să nu-i mai luați. Cum adică? Că iară și ea. Bună. Original. Nu știu ce trebuie. Nu? Ei sunt superbi în varianta lor, cum i-a făcut mama lor. Mă rog. Da, dar cu jacheta aceasta, cu ochelarii, cu crop top-ul acesta, funcționează. Gheozdanu era în afară de orice discuție. Era, da. Nu neapărat că ar fi o piesă urâtă, dar nu este potrivită. Este urâțel. Măi, este un asorteus trepezitor în toată ținuta. Dar nu e asorte. Dar pe de cealaltă asorte parte, a evadat din zona care te-a consacrat. Eu văd o mișcare. Păi da, am văd o mișcare de trupe pe care o aplaud și pe care vreau să o încurajez, unul și doi. Aș vrea să spun că bikerul ăsta de paiete nu-mi place. Adică asta este Iuliana mea, fapta mie îmi plac chestiile astea mai păstrălucitor. Îmi plac spandalul. Dacă ar fi avut o jachetă foarte mare din denim, no, în loc de acest biker, da. Jacheta asta îmi place de mor. Fost mult mai bine. Jacheta asta e un Michael Jackson. Jacheta e singurul obiect vestimentar care e frumos atât. Mie nu-mi place. Stylingul e foarte slab, Iuliana. Combinația între sandale și rucsac este înspăimântătoare. Nu te suprapine că-ți spun chestia asta. Eu recunosc rucsacul, n-a fost fericit, dar combinația am cu sandalele, să știi că pantalonii ăștia se potrivesc cu foarte puțin încălțări. Da. Ei arată foarte bine cu pantofi 90-iști, din aceea foarte ascuțiți, cu un anumit calapod, din punctul meu de vedere. Și orice altceva, exact, cu orice altceva ea îi pune, îi scos complet din orice, și pentru că au materialul ăsta, și pentru că au forma aceasta. În rest, nu-mi place nimic. Sandalele nu-mi plac, sandalele nu se potrivesc cu jacheta biker, nu se potrivesc cu pantalonii, rucsacul cu nimic. Adică e un melanj nereușit, ce să-ți fac? Deci eu nu știu cum să mai vin îmbrăcată, serios. Păi, dar nu e vina noastră, deci mai Iuliana. Am încercat să schimb stilul, ar trebui să... Nu, uite, chiar acum o să par iar răutăcioasă, ar trebui să vin ca Emiliana într-un plovăr? Nu, dar ieri ai venit. Aoleu, dar ce are tragă plovărul meu? Asta, dar mi-era fie că se va ajunge aici la chestia asta. Da, e și scump. Nu e vorba că e scump, că e ieftin. Emiliana a făcut un styling corect. Tu ai făcut un styling eminamente greșit. Aici nu se pune problema de cum să mai vin îmbrăcată. Ce? Aici se pune problema că tu nu ai intuit ce piese trebuie să alegi corect pentru ceea ce porți tu. Mă refer la încălțări, mă refer la jachetă, mă refer la rucsac. La asta mă refer. Ea a făcut un styling foarte corect, care culmea este unul și foarte armonios. Nu vorbim de less is more sau de cum o mai îmbrac versus... Nu, despre asta e vorba. Calificative pentru astăzi? Imprevizibil, mai stil. Mulțumesc. Eu mi-am o faptă, Iuliana. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Îmi place. Eu nu mi-am nicio faptă. Mulțumesc, Iuliana. Ce facem noi când suntem fericiți? Păi cum ce facem? Fapte bune întotdeauna. Votăm! 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 Votăm!
concurenta preferată pe bravoaestil.canalde.ro. Asta trebuie să faceți neapărat pentru a duce pe cea pe care o iubiți până în marea finală, de ce nu? Următoarea concurentă care vine fericită și ea de altfel la defilare este Larisa, toată o fundă. Pachetată. O fundă. Haide, Larisa! Da, ți se cam potrivește această melodie astăzi. Larisa, ce faci? Unde mergi? Uite, merg să fiu un cadou pentru iubitul meu astăzi. La caraviolet. Ce mare cu el! Și dacă trag așa de o... Se desface cadoul? Se desface cadoul. Se desface. Vezi, Alina, vezi tu, vezi? Am ratat-o ieri pas. Da. Asta e, ce să-i faci acum? La. Ce părere ai despre ținută? Da. Îi stă bine Larisei în mov. Îmi place că o pune în valoare. Îmi plac foarte mult pantofii pentru că sunt foarte bine aleși din spate, se vede foarte frumos. Dar ținuta mi se pare că este... Măi, Larisa, pot să zic? Te rog. Este mega copiată. De ce nu i-ai făcut ceva? Este așa... Copiată. Nu, este altă culoare, am alți pantaloni. Copiată. Dar alt print, adică... Modelul este unul la unul cu poza. Nu, nu e adevărat. Să aduc poza să vezi că nu. Dacă spui tu, eu o să caut poza. Păi da, uite, adu poza. Dar așa puteai să mai pui ceva, nu știu. Și tu știi foarte bine că styling-ul meu în culise era unul diferit. Asta mă deranjează, da, știi? Da, ce-i drept, da, Larisa trebuia să aibă și pantalon mov. N-a apucat să-i coasă. Și au fost, erau foarte mari de mine și erau alte nuanțe de mov, niște pantaloni foarte frumos, doar că au fost mari și am primit fix astăzi. Am bazat că sunt mărimea mea de obicei, nu am problemă. De unde problemă. I-ai primit, adică? I-am primit de la un brand care produce acești pantaloni. A, și i-ai comandat venit, și... Da, și au venit și erau mari. Nu mă așteptam, pentru că de obicei chestiile elastice îmi vin, mai ales dacă sunt XSS. Elinca, dar și mi-erau foarte, eu, foarte eu mari. Eu am o întrebare acum, că mă uit și eu cat un pit, adică la Larisa. Mă, dar nu, voi cum alegeți ținutele astea? Păi nu, eu știam că merg poze, foarte dau, bine. Vi le dă stilistul? Adică n-ai și o identitate stilistică? Pui ceva pe tine ce-ți place ție, care îi merge păi undeva? Păi ceva ce-mi place mie, Alina, doar că erau mari unde pantaloni licii atât de greu de digerat. Spune-mi tu mie, unde mergi tu așa? Ți-am spus, unde ce se pare atât de dubios să vezi o fundă? Deci nu, e dubios pare... să văd funda asta pe tine. Păi nu de ce? Tocmai. Dar nu te identific. E, na. Ok. Nici nu te identific cu Alina din sezonul 1. Părerea ta, nici nu te identifici cu Alina din sezonul 1, da? Așa sunt eu parte. Cameleonică. Au apărut acum brandurile și altfel de Alina. Așa sunt eu cameleonică, Larisa. Da, insinuez cum că ar fi mâna vreunui stilist la mijloc? Nu, sau ce nu înțeleg. Ori este mâna unui stilist, ori i-a adus-o la alt nivel. Adică caut atât de tare pe Pinterest lucruri diferite încât nu știu cum dă search la căutare ca să găsească acest. Uneori, adică mai venit cu o clătită uriașă trebuie în cap. Trebuie să mai știi ce să cauți, Alina. Nu venim doar în pantalon și în sacouri acum, știi? Of, ce să fac? Măcar eu am o identitate stilistică. N-o caut încă. Păcat că nu e a ta, n-o caut. Păcat că în primul sezon era n-o caut stilul tău, sincer. N-o caut. Pe bune? Chiar n-o caut. Vezi că ești în semifinală pentru că ai făcut o manevră urâtă. Vezi, Alina, că eu n-am făcut nicio manevră. Te-am cu minte pe scaunelul meu. Era mai tot timpul protejată, cumva... dacă ne gândim. Adică tu ai ieșit, mă ierți, foarte repede. Alina, eu zic să vedem pozele cu tine din primul sezon, să le revedem de fapt, să vedem imaginea Alinei, acelei concurente care în afara faptului că era foarte funny, că voia să fie un pic funny și arăta bine, era îmbrăcat de chicios. Și în momentul în care am ieșit din concurs, te-ai cam speriat și te-ai angajat stilist și atunci ai început să vii cu niște ținute. Da, ce-i drept, da. Stilistul de la cealaltă televiziune și la cine mă refer, că știa toată lumea, da, mergea să luă hainele. Acel stilist a venit aici în culise și ți-a spus, nu vreau să repet, nu este vorba despre acel stilist, este vorba despre... Și s-a dovedit că nu a fost așa. Marisa, chiar poate aceleași chestii mereu. Mă, de ce trebuie să-mi explicați ție? Păi da, și e bunit acum, gata. Patrulea jurat. Ce încerci ținut asta de nu e bine? Nu-mi place cum arată. Băi, vi s-a urcat la cap într-un hal, fără de hal. Hai, băi,
Cătăline, era Luca! În viață nu trebuie să fii bufi. E cel mai simplu să lovești în cei mai buni. Dacă tu zici că ești perfectă... Mă, o vina asta până la cap, stai lângă mine, este perfect. Că eu am... Ești piseloagă, bun. Bune, ești. Până la dâmpul intale, mă plași pus îmbrăcată, știu clar. Dar ce manevre? Ce adică a făcut Larisa? Bun, pe mine acolo m-ai pierdut. S-a supărat că a nominalizat-o Cristina Mihaela pe ea atunci în sezonul acela. A fost foarte supărată. Dar despre morți nu mai de bine. Ce spune Alina? Asta e? Da. Manevra? Da. Adică Larisa... Cu prietena ei, da. Dar să nu vorbim despre morți, despre morți mai de bine. Acum cumva mie mi se pare că jignește și producția, Alina, pentru că dacă mi-amintesc, cumva lucrurile se află aici. Adică nimeni nu știe dinainte ce se întâmplă. Nu înțeleg cum de Alina. Era vorba de voturi, Larisa, păi, că noi știm pe cine votăm în gală. Păi nu, nu știm pe cine votăm în gală. Adică tu puteai să ai cel mai mic punctaj, puteai să ai cel mai mare punctaj, puteai să... Tu nu erai protejată. Tu nu erai protejată din moment ce ai putut fi nominalizată. Adică hai să ne vedem de lungul nasului. Și cum Cristina Mihaela te-a votat așa și Silvia te-a votat. Uite, Silvia este cu noi în platou. Nu mai mi-aduc aminte. Silvia atunci chiar nu m-a votat. Ba da, Silvia te-a nominalizat. Hai să revedem imaginile, să vedem. Da, ai fost nominalizată. Chiar nu mai știu. Nici eu, măcar. Ai fost nominalizată de Cristina Mihaela, de mine și de Silvia. Nu înțeleg de ce te agiți. Eu n-am spus nici că ai să păi nu, adică nu mi se pare că în primul rând s-o aduci pe prietena mea. Da, este una dintre prietenele mele cele mai bune, Cristina. Te-ai găsit de ceartă acum cu mine, crede-mă. Mi se pare foarte penibil să... Ție ți se par toate lucrurile penibile în discuția asta, pentru simplu fac că ești ofticată de faptul că ai ieșit. Nu mai pot, îmi vine să plâng un pic, dar plâng mai târziu, nu acum. Păi plângi mai târziu, mai dar nu mai... Să plâng, să... mă duc acasă și încearcă să eviți discuțiile legate de Cristina Mihaela. Nu am înțeles? Și am încheiat subiectul. Ei, nu am încheiat. Faptul că l-am auzit, dar și mâine este o zi, Larisa. Nu am încheiat de tot subiectul, ba dimpotrivă, el de-abia acum se dezvoltă, evident, subiectul legat de ținuta ta, Larisa, în fața juraților, te rog. Dragă, vreau să lămurim un aspect, pentru că primesc foarte multe poze, sunt convins că și colegii mei primesc foarte multe poze. Cutăreasca a copiat nu știu ce ținută pe nu știu ce podium, Cutăreasca s-a îmbrăcat ca nu știu ce Cutăreasca, altă Cutăreasca. Lăsând la o parte faptul că toți cetățenii, inclusiv cei care trimit pozele, se îmbracă pe ei, pe stradă, la școală, unde merg, cum au văzut și ei, într-o vitrină, într-o revistă, pe un blog, într-o prezentare, ceea ce este normal, de fapt, adică cam 0,5% din populația planetei se îmbracă conform propriei viziuni și ajunge să impună un trend. Restul poartă și ei ce au văzut la alții. Asta înseamnă, de fapt, și moda. Eu de-aia fac un pictorial să inspir oamenii. Un designer, Cătălin, de-aia face o rochie să inspire o femeie, să o poartă o femeie. Nu mă deranjează deloc că voi vă inspirați dintr-un styling de podium, dintr-un styling de colecție, habar n-am. Da, sincer, acesta nu, vreau să lămurim o dată pentru totdeauna. Rolul și scopul este de a inspira oamenii. Punct. Pentru că de asta le fac inclusiv oamenii aia. Nu le fac ca să le poarte ei cu vecinii lor de scară. Le fac să inspire o planetă întreagă. Lăsând la o parte asta, ținuta îmi place foarte mult. Mi se pare că ai ales un pantalon foarte potrivit. Vrei să-l vezi și pe celălalt? Să mă spui... Ah, eu eram curioasă cum e da, celălalt. Chiar l-am aici. Deci am un alt pantalon pe care am încercat să-l însuile singură și arăta penibil. Sincer, mie îmi plăcea mai mult cu celălalt. Cum ai încercat să-l înselezi, Larisa? Da, l-am... Cu ața și cu... Au, ce frumoși! Mi-ar fi plăcut și varianta asta, să știi. Și mie. Inclusiv cromatic. Cromatic, mă deranjează un pic că se întâmplă ceva la spate cu părul tău. Mi-ar plăcea să fie tuns perfect, să nu am aceste scări acolo. Nu știu ce aveți cu scările astea. Tundeți-vă, dragă, normal! Altfel, Larisa, drept, exact. Larisa mi se pare o ținută foarte reușită. Mulțumesc din suflet, Moris. Ținuta de astăzi este foarte frumoasă, îți vine bine, tu arăți bine, ai ales accesoriile într-un mod corect, mă bucur că nu ți-ai mai tălângănit pe aici vreun accesoriu, ești foarte clean și dacă poți să-ți tunzi așa părul, cum ți-am zis noi, drept ar fi. Ai pe fi drept? Și mai frumoasă, da, pe drept. Serios? Da. Dacă e un fir, am impresia că e un fir greu, care o să cadă frumos. De obicei, eu îmi fac părul la perii în viața de zi cu zi, știți asta, și el fiind un suscar arată mult mai bine și mai cu volum, de dar... Eu cred că poți să-l faci și la perii, să-l tun și pe drept. Da, dacă în general ți-l faci bucle în viața de zi cu zi,
dar așa, tuns pe drept, mi-ar plăcea la nebunie. Ador funda, o ador, ador ținuta, îmi plăcea și cu pantalonii aceia foarte mult, sunt o nuanță splendă, dar așa tot ce ai făcut, mă uitam la tine când vorbeai în ecrane, jur că ești albă ca zăpada, dragă, așa, cu rujul, părul, coafiura, toată ținuta, foarte frumoasă, Larisa, felicitări. Mulțumesc. Bun, calificative? Visă. Bravo, ai stil, Larisa. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Tot de calificativă. Bravo, ai stil. Mulțumesc, Moris. Mulțumesc, Larisa. Nu v-am spus eu că e o zi fericită astăzi? Uitați-vă la Silvia. Uitați-vă la în sfârșit, domnule, și ea frumușică, normălică. Hai, vino și la defilare, dragă mea. E frică, da? Normal. Am povestea. Am uitat povestea. Ai uitat povestea? Știu, doar că eram doamna Cacadocia și făceam un research. Papadocia? Nu, Cacadocia. Papadocia. Cacadocia. Asta? Papadocia. Și făceam un research undeva. Da. Dar despre ce nu mi-mai amintesc. Research. Despre câți pantofi mari poate să poarte Silvia în fără această număr, competiție? Fără număr, cu 31 diez. Asta zic, fără număr. Dar ce se pare așa mare așa, fără mișto acum? A, nu sunt mare. Deci acum chiar fără mișto. Ia, bagă până în vârf. Până în vârf, jur. A, deci nu sunt mari. Bine, nu, înseamnă că m-am lăsat eu păcălită. Am slăbit, am picioare foarte subțiri. Asta. Era. Aha, nu mai pot. Doamne, deci m-ai luat prea rapid, mă. Cine, mă dezvoltam un subiect în mintea mea, în profunzimile astea atroce. Așa, unde erai? Păi și mi-a scăpat firea. Fizică, de cuantică. Da. Metafi, da, în fine. Da. Bine, hai să vorbim despre ținuta Silviei cu Marisa. Măi, Silvia, ție îți place stilul ăsta de cuconez bogat? Zici? Păi zic. Așa să fie? Și-a palasă, draga de ea. Așa să fie? Nu, măi, mie îmi place să port anumite ținute și atunci când am ocazia să am o garderobă la dispoziție, mi-aleg niște piese. Corect. O să trec și la alte, adică o să vezi că o să... Bun, îmi plac ochelarii, îmi place vesta aceasta blană foarte mult, chiar arată foarte, foarte drăguț. Și pantofii îmi plac cu pantalonii. Puloverul îmi place iară separat, dar per total e ternă. Mi se pare puțin tern stylingul. Eu sunt tern acum. Da, e puțin tern așa, trist. Eu știu că tu nu crezi asta, dar vrei doar să folosești ceva negativ. Nu, chiar îți spun, piesele îmi plac. Ai învățat, piesele... că ca și mine, știi, ai învățat tu ce îmi spui. Dacă eu spun ceva negativ, tu trebuie să spui la fel ca și mine. Eu știu că nu crezi asta, nu, dar mă bucur efortul. Nu crezi la asta, spun ce văd, Silvia. Mă bucur efortul. Păi da, de ce crezi că ar face asta? Pentru că eu cunosc pe Marisa mai bine. O cunoști mai bine? Cred că nu mă cunoști de ajuns de bine, dacă știu, spui lucrurile astea. Știi, se schimbă inflexiunea vocii atunci când are... Eu cunosc niște chestii. Da, tu le știi pe toate, am uitat. Știi la asta. Știi cum le miros, măi, Elinca? Măi, am niște păr nas care simte niște chestii. Fai de mine! Măi, mă, ce ai? Da, dar firele din nas n-au simțit ca asta. Auzi, de prerie este mic lup pe lângă leu din mine. Da, nu știu, poate și pentru că mi se pare ținuta ternă și pentru că piesele sunt foarte mari. Toate. Sunt foarte mari piesele. Ești lălui așa toată, da. Păi de cât mulată ca tine? Mi-e place combinația de mof cu verde, dar parcă e mai tern. Tu ești pe mulat, pentru că asta e stilul ăla. Nu, nu știu că. Nu, dar eu nu sunt, iartă-mă. Bun. Felicitări. Da. Mulțumesc. Denisa? Îmi place foarte mult vesta. Îmi place și cromaticul, cum arată. Mie nu mi se pare că e mare. Cred că nu mi se pare că ți-e mare, asta am zis. Pff, nu. Îmi plac pantalonii și... Deși pare o ținută simplă, are foarte multe detalii, foarte bine gândite. Puse la punct. Mm-hmm. Imprevizibilă, Denisa, ei, ca de Elinca, fiecare dată. Drăguță, n-ai cumva, pe bune. Dar, doamne ferește, n-am spus eu absolut nimic. Ba din potrivă, jurații sunt cei care vor spune întotdeauna. Silvia, te rog, în fața lor. Bună, Silvia. Bună seara.
Ești cam în... Nu cred că ești în pană de idei, cred că doar vrei să ne prezinți o altă fațetă. A ta săptămâna asta, mie stilul ăsta homeless, așa, hobo, nu mi-a plăcut niciodată. Iarăși, revenim, e o treabă subiectivă. Piesele în sine sunt foarte frumoase și foarte scumpe. Geanta, pantofii... Eu nu știu dacă mai contează la un moment dat prețele unui look. Eu cred că look-ul în sine ar trebui... Suntem la Bravo Stars și cred că ar trebui fiecare dintre noi acum să fim apreciați mai mult pentru, curaj și pentru multe alte chestii decât pentru ecrane, un zâmbet. Față de ce prezinți tu de obicei și față de tot ceea ce ai prezentat în această competiție, ziua de ieri și ziua de astăzi sunt slăbuțe, Silvia. Și repet, nu din punct de vedere al stylingului. Păi nu. Imaginea întreagă pe care o, conturezi, nu e ce trebuie. Îmi cer scuze, chiar nu pot să fiu de acord cu această părere. Pe cuvânt, îmi cer scuze. Nu trebuie să fii de acord, dacă ar fi culmea să fii cu toții de acord. Chiar nu. Prea căzută din avion. La ce te uiți, Cătălin? Mă uit pe ecrane, cum... Eu mă uit pe ecrane cum dai pe ecrane. Pentru că... Pe ecran cred că dau mai puțin bine, pentru că... Da, mult mai rău. Mai, da, mai bine. Ca și culoare, dar nu ca și ținută. Nu e pus să spui orice ținută, cu siguranță cei de acasă vor spune că e o ținută rea. A mea? Da, cei care se pricep niciodată. Bine, mă, noi nu ne pricepem. Deci nu, eu... Mă, zic, refer la cei de acasă. Cei care văd acasă la televizor, eu nu cred că am să spun. Fii atent. Te rog. Toate ați devenit... Silvia, tu chiar... Ți-am spus de fiată lucrul acesta, tu chiar nu continui să mă uimești. Pe mine general, nu mă curajezi. De la tine am cele mai mari pretenții în această competiție. Dar viste, nu numai ție, în general tuturor. Băi, vi s-a urcat la cap într-un hal fără de hal. Nu, Raluca, oricărea dintre voi îi spunem că nu ne place ținta într-un motiv sau altul. Cine Raluca, se de acasă uite, pricepe, iată, noi nu pricepem. Eu nu mă supăr absolut deloc. Însă de când am venit această competiție, spărați, nu, dar lasă-mă să-ți spun o chestie. De când sunt în această competiție, niciodată tu și Cătălin nu placeți lucrurile mele, ești mai ieșite din comun. Băi, lasă-mă în pace, că iar nu mai nimic. Lasă-mă că deci, dacă tu spui din 10 lucruri, ca și ieri, ca cele de ieri, am luat stea odată. Nu mă deranjează, este vorba de viziune. Băi, și... Silvia, m-am ridicat în picioare avem. La tine în gală pentru ceea ce ai făcut. Ce vrei să fac? Să mă tăvălesc pe jos? Doamne ferește, când ai o ținută proastă ca astăzi. Dar nu e proastă ținută. Ba da, este proastă. Argumentează-mi ce e proastă ținută. Bun, în primul rând, ești toată moimită, ești toată adunată, ești ca un homeless. Ridică puțin, te rog frumos, acel pantalon să văd acel ciorap oribil care este adunat ca la un homeless. Ciorapii mei erau cu să fie oribili. Sunt oribili, ba da, sunt foarte oribili pe acel papuc care este, chiar dacă este scump, e foarte oribil. Ce vrei să spun? Încerci acum să mă faci cu nervi, dar nu vreau să te fac cu nervi. Da, vreau. Și dacă te... Nu mă reușește, credeți-mă, că ținta mea e foarte bună. Eu știu asta. Așa face și cu noi. Acum încerc să mă faci cu nervi, ca eu să fac cu din aia. Hai, băi, Cătăline, la Luca! Păi uite că ai... Băi, eu nu vreau să te enervez, că nu vreau să transpir, că ți se văd ăștia de la suprat. M-am apărat iarăși. Și vezi că și pentru asta ți-am dat apărarea pe Facebook, pentru că toată lumea se ia de tine cu chestiile alea. Dar tu niciodată nu ești recunoscătoare. Dar doi, nu te, dacă vrei să te fac cu nervi, chiar te fac cu nervi, că sunt în stare. Nu reușești pentru că țin prea mult la voi ca să mă supăr pe voi. Nu, crede-mă că te pot face cu nervi și te pot face și cu steluțele până la capăt. Și crede-mă că până la capăt poți să pierzi din cauza asta. În adâncul inimii tale mă place cum sunt îmbrăcată, știu clar. Poftim? În adâncul inimii tale mă place. E un adânc atât de ascuns de nu-l găsim nici noi, auzi? Ne certăm, ne împăcăm, ne certăm, ne împăcăm. Îți mă ridic în picioare atunci când ai o ținută perfectă și spun, da, domne, dată dracului, Doamne, iartă-mă, că am spus-o și pe asta acum. Ce vrei să spun dacă nu ești bine acum, Silvia? Dar ce vrei să spun, nu arată bine. Ce știi, arată de zici că te aruncă. Dar vrei să sar și pe mine, că văd că vine în ce... Vino mai cu aceste, văd. Ce are ținută asta de nu e bine? Nu-mi place cum arată. Adică ce are ea? Ce vrei să zic? Nu-mi place cum arată pe tine. Nu există styling-ul perfect. Nu există stylingul perfect, dar nici nu ești arcul perfect. Nu există. Stylingul este perfect. Stylingul meu este perfect. A, e perfect? Da. Bine, gata, ne conformăm dacă zici. Bine, mă, dacă tu zici că ești perfect. Mă, în asta, până la capă, stylingul meu este perfect. Flerul meu spune, Silvia e un styling bun, doar că astăzi i-ai prins pe picior greșit. Ei, asta e. Eu cred că și mâine o să fiu piciorul ăsta greșit. Vino mai bine cum făceai tu înainte. Nu, nu. Dragă, până la urmă, e și o chestiune de gust personal. Păi nu da. Trebuie, nu știu, exact. Voi ați luat-o oricum de rapat, aveți acest talent și s-a punctat foarte bine. Dacă o altă vă spune cineva că o ținută nu e bună sau... Adică, nu știu, trebuie să fiți cumva mai... Până despre asta este vorba, Silvia, super. Și evaluare pentru toate concurentele acest lucru. Uite, întâmplător, mie îmi place ținuta ta de astăzi, pentru că eu m-aș îmbrăca așa, de exemplu, dacă aș fi fată, femeie, așa mă ajut eu la cortina Dan Pezzo, poftim, dacă vrei. Mi se pare că sunt foarte cool, îmi plac sunt pantaloni, îmi place vesta la nebunie, îmi place că e un accent de roșu, îmi place ținuta, dar aș vrea cumva să coborâți și cu picioarele pe pământ în acești bani și în ecuația asta. Eu știu asta, eu știu. Calificative pentru astăzi? Ce port?
Uite, eu îi dau o stea concurentei care derapează ea, așa, o ia ca la dar schi. Dar eu nu mă supăr dacă ceva nu mă place, doar pur și simplu trebuie să spun că îmi place ținuta. Vorba la Lucrei ar fi chiar culmea acum. Am o ținută mișto. Mai mult decât mișto. Am o ținută foarte mișto și fără stele. Am 3 în avans. Deci e bună ținuta. Deci atât e Cătăline, nu fi rău. Nu e pentru tine. Pentru mine, steluța! Da, 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 că te plac mult de tot. Păi, Silvia, nici nu mai aud că bombă-ne acolo, zici că n-ai stil. Bombă-ne acolo în continuu, de ne-a speriat. Am 2 inimioare pentru tine și pentru Cătălin. Ce ai făcut 2 inimioare? Degeaba, am luat o inimioară să fie primită. Exact, ai spus bine. În adâncul sufletului meu te plac din toate punctele de vedere, pentru că ești un om creativ, inventiv și ne șochezi de multe ori. Dar nu pot să fiu de acord cu tine tot timpul. Sigur că da! Nu pot, chiar nu pot. Și nu pot să-mi impui mie un stil pe care nu pot să-l îngurgitez tot timpul. N-ai eu mă plictisesc când iau prea multe stele, așa că e bine așa, ceea ce zic. Exact. Deci mă vine-te în șocuri tu pe tine. Da, și nici mă impulsionați. Uite, acum m-am impulsionat. Perfect atunci, ia în șocuri așa, joacă-te până la locul tău. E clar că Silvia trebuie impulsionată din când în când. Nu-i problemă că ne ocupăm și de asta, draga mea. Tu ți-ai cerut-o să nu plângi după aceea. Deocamdată însă am remarcat o schimbare majoră la una dintre concurente, dar până vă spun la care, aș vrea să văd ce face Beatrice. Hopa, ia uite că o vedem și îmbrăcată. Avem o idee, dar nu, de aici începem și construim. Asta e baza. Asta e baza. Asta e baza. Și de aici începem. Pe ce lucrez, Beatrice? Pe piele? Poftim? Lucrez pe piele. Un fel de, da, piele ecologică. Ia uzi, interesantă alegere. Da, da. Și apropo de asta, o singură adăugire am de făcut. Te rog. Să nu vă mai aud vreodată că spuneți: vai, nu avem în atelier materiale. Aveți suficiente materiale, mai mult decât aveți nevoie, da, pentru a face cele mai bune ținute. Nu vreau un răspuns la asta, este așa doar o afirmație. Tot ce e nevoie este creativitate din partea voastră, atât. În rest, atelierul este pregătit și pus la punct cu absolut tot ce aveți nevoie, ba, chiar mai mult decât atât. La treabă cu noi. La treabă cu voi. Păi dacă doar atât ne arăți, suntem mulțumiți și gata, nu? Momentan. Da, momentan. Da, bine, da, mulțumesc, da. Beatrice. Cine e concurenta asta, mă întrebați? Cine? Sau vă întrebați? Cine? Eu... Nu, ce să vezi? E Oti. Oti, să nu te recunosc și astăzi și mai multe, nu. E toată ea cu bijuterie, accesorizată până în dinți. Vino, dragă, să te văd. Măi, Otilia, mai lăsăm mască, ai tu șosete cu paiete, ai tu inele, da, cercei, ochelari, sacou, oversize masculin, ai tu... Doamne! Spune-mi altceva, de la cine primești tu colete în fiecare zi? De la Moș Crăciun. Nu știu, vrei să spun firmele sau... A, sunt anumite firme. Da. Sunt accesorii, mă rog, piese pe care tu le comanzi și dai adresa de la canalul. Da, dau adresa asta pentru că aici sunt mai mereu. A doua ta casă, dragă, o mare familie. Gata, a doua casă, Ilinca. Stați așa că mă duceam prea repede și n-am auzit povestea. Da, Ilinca, și uitasem. Un băiat foarte drăguț. Foarte drăguț. De la o firmă. Da. Știi de unde îmi vin mie, mă, așa, coletele astea. Așa. Mulțumesc, mă. M-a invitat să iau cina cu el. Era sigur că deja cine putea, da, să lăsă și roti ceva. Unde firma putea să ducă? Plătește firma cina, nu da? Nu știu, Moris. Eu sper că el, că... Dacă Oti nu merge, da, să mănânce ceva, e o zi la fiecare pierdută poveste, e o zi, ori e cină, ori e prânz, ori e mic dejun. Da, 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 lăsând masa la o parte, pare să că se înfilipă acolo ceva, Oti, continuă, te rog. Da, să ne cunoaștem mai bine, Ilinca. Așa, da, mamă, dar unde v-ați cunoscut pentru început? Ne-am cunoscut la... Pe internet. O... La sediul firmei, dragă.
la o petrecere, mă întreb pe mine, eram și eu da, acolo. Da, o petrecere a firmei. A, v-ați cunoscut la o petrecere a firmei. Da, dar tu ce făceai la petrecerea firmei? Petrecea. Eram pe lângă, mă plimbam cu bicicleta. Să ne mai zică, dragă firmă. Mă plimbam cu bicicleta și am auzit muzică, Ilinca, mă înțelegi? Și așa m-a cuprins așa o veselie. Ele și se la țigară. Am aruncat bicicleta, n-am legat-o, nu i-am făcut nimic. Și am intrat la petrecere acolo. Direct. Da. Și ca să fie surpriză, mi-au picat ochii fix pe el și mie și lui au picat ochii pe mine. Adică gen a fost așa, adică filme. Auzi, da. Fel, tu pe bicicletă mergeai în colanți? Nu, eram pantaloni scurți. Păi da, da, doamne, i-au picat ochii. Colanți, pantaloni scurți, normal că ați rămas așa. Da. Ceva frumos și acum, practic, sunteți la prima întâlnire, Oti. Da, prima întâlnire. La doamne, vreau să continuăm această poveste, dar vreau așa în stilul tău caracteristic, Otilia. De aceea simt de când am venit în concurs, numai că la mine e deranjantul, nu, dar la un iarăși nu. Și acum îmi place să fac scandal. Marisa chiar poate să-și chestii mereu. Măi, de ce trebuie să-ți explicați ce ți-ai comandat și nebunita cu gata? Patrulea jurat. Nu. Eu cred că o să ajungem la astfel aceste competiții să ne încăierăm la propriu în acest platou. Și apropo, sunt atât de urât cu peruca asta, să mă ierte Dumnezeu, ce misiu creepy. Cred că-s prinținele ți-a intrat în ochi, Silvia. Ești oribil astăzi. În viață nu trebuie să fii pupi. Denisa? Mie îmi place că a liniștit totul cumva cu sacoul de catifea. Observă o mică schimbare în stilul Otiliei și e de bine. Mie, sincer, cipicii de paiete nu-mi plac. Dar e ok totuși. Mi-ar fi plăcut să fie sacoul puțin mai lung, să fie cât rochea. Și sau scurtează rochea cât sacoul, Oti. Ia, da. Nu, să fie sacoul puțin mai lung. Exact, exact. Ia, Oti. Mai. Îți stă și mult mai bine. Da? Ia uite-te tu la tine acum pe monitoare cât de bine arăți așa față de lungimea pe care ai propus-o inițial. Altceva. Acum mai ridică mai mult, tot gata, oprește-te. Sună periculos, trage fusta mai jos, Otilia. Așa. Așa. Dar pentru tot îmi place, chiar e ok pentru ea. E ok pentru ea, bun. Mulțumesc. Ascultăm părerea juraților, Otilia, sper să fie de bine în fața lor, te rog. Doamne, mai bine, cu ea mai scurtă sau mai lungă? Că scurtă. Nu mă scurtă. Știi că m-au sunat scurtă. Și mie de la o firmă mai de mult, adică mi-a scris o firmă, vorbesc serios, nu e glumă, care să-mi propună niște ciupicele de-astea, niște șosetici de-astea. Aia. Da, nu știu, nu-mi da. Și atunci mi-am dat seama că e ceva în regulă cu mine. Adică, cum oare par eu din exterior? Mă întreb, dacă cineva de la o firmă îmi poate propune mie... Asta e reală? Foarte reală, 100%, să glăjbesc calea în piciorușele mele. Eu. Măi, Țușcă, nu intrăm în glăjbeala cu șosete de cașmir, care costă mai mult decât cămașa de multe ori, în anumite cazuri și mai departe. Dar să păstrăm totuși niște proporții realiste. Foarte realiste. Ce voiam să spun este că artificiul stilistic cu șoseta este vag inutil, spre inutil total. Dar, dragă, îmi place coafiura, acest wet look, îmi place faptul că ai pus catifea în compoziție, că ai o sclipire care se descrie dintr-o mare de negru. Nu e cel mai frumos claci, dar, per total, lucrul trebuie să nu armonios. Mulțumesc! Îmi place la nebunie lucrul, mai ales de când ți-ai ridicat fusta, pentru că, într-adevăr, se tăia piciorul și în trei corpuri se tăia în prea multe locuri. Sfat! Bărbaților nu le plac figurile astea cu șosete, să știi. Du-te tu la întâlnire frumoasă așa cum ești tu, lasă șoseata. Da, mi s-a părut că se potrivește. Le pot da jos dacă vreți. Categoric, șosetele și geaii în picioare sunt oribile. Șosetele oricum la o femeie sunt moartea pasiunii, cel puțin din punctul meu de vedere. Te duce așa, s-a terminat. Însă apreciez sacoul de catifea tip Tuxedo. Ești bine în seara asta, îmi place și la păr, cum arăți, poate prea multe accesorii. Poate aș fi renunțat la cercei din ureche, aș fi lăsat doar inelele, e un inel dublu, nu? Sau nu, sunt două inele. Da. Superbe. Îmi plac alea, poate aș fi renunțat la cercei. Calificative? Puțin. Pentru Otilia? Uite-mă cum stă senine așa, când se... uite cum se uite la noi când ai zis calificative așa. Bine mă, Otilia, hai să... O minge? Balonul. De mult nu mai sunteți de minge niciuna. Hai să...
să te motivez puțin și să te văd mâine și mai bine. Și atunci n-am să fac altceva decât să-ți dau o steluță. Mulțumesc mult, Cătălin! Că o steluță care să te duci la întâlnire să strălucești, deși tu strălucești oricum motiv. Bravo, ai stil! Mulțumesc mult! Și vezi că ăștia cu firmele de multe ori, Otilia, fac nenorociri, mămică? Tu să umbli cu firme serioase? Da? Care au la zi contabilitatea, tu să nu umbli cu firme de-astea care fac ele cu statul, cu TVA-ul, cu glășbeli. Da? Tu să umbli cu firme okay. Cu SRL-ul. Le cer bilanțul înainte să te întâlnești. Bravo, Boris, mulțumesc mult! Felicitări, Otilia! O să am grijă! Mulțumesc și eu! Era doritoare, domnule, ea, Palomita Estefanii Brânzaru, dar vine chiar acum la defilare să nu mai ardem la foc mic. Par misterioasă, dar să știi că de la căldură încă am curge nasul. Asta era? Da. Asta era. Mi-era dor de un bej cu bej, cu bej, cu bej cu și bej. Cu un pic de și roșu. Și cu puțin roșu. Mi-era dor, într-adevăr. Povestea, da. Povestea. Ilinca, eu uite, nu ce mai caut aici, adică vorbește Marisa singură. Ilinca, astăzi, pentru că este ziua fericirii, da, m-am gândit să fac și eu un copil fericit. O să merg să-mi tund părul la chelie și o să încep să port peruci, Ilinca. În fine, acum dacă îmi dai peruca jos, am păr pe sub, pentru că încă mă învăț. Sunt în tranzit. Dar urmează. Dar vrei să donezi părul sau da. Care era fapta da. Bună? Ok. Am înțeles. Fă bine. Frumos. Da, corect, aplaudăm acest gest. Hai să vedem însă dacă ținuta e pe placul colegelor, că povestea, da, a fost pe placul meu. Silvia? Eu nu mai vreau să comentez la Marisa. Trecem. Următoarea? Pentru că, în primul rând, să zic o chestie. Par rea pentru că mulți nu o să înțeleagă. Mie, la Marisa, nu că nu-mi plac cele două piese, dar ea vine aceeași om mereu. Păi deci aceleași creole, aceleași machiaj. Și apropo, sunt atât de ură cu peruca asta. Să mă ierte Dumnezeu, ce mi s-o creepy alaltă ieri. Nu, chiar nu stă urât. Cred că de la sprâncene ți-a intrat în ochi. Fentă. Crendă pe lângă tine. Cred că sprâncene ți-a intrat în ochi, Silvia. Ești oribil astăzi, iartă-mă. Deci nu. Bine, poți să-i spui că peruca este urâtă. Nu, că și ea mi-a spus ieri, că sunt foarte urâtă cu machiajul. La fel este cu peruca aceasta, este foarte urâtă. Și noi știm să ne însușim aceste lucruri. Nu că peruca e oribilă. Ideea este următoarea, că piesele îmi plac, însă styling-ul pe care îl face este efectiv același de când o cunosc până în acest moment. Deci nu am ce să comentez. Nu am. Același coi de pantalon, același blazer, același... Deci nu am ce, efectiv, nu am ce piesă să comentez. Dar ca să nu faci un styling diferit de la o zi la alta, mi se pare pentru Bravo All Stars destul de mult. Adică eu m-am săturat, efectiv. Nu văd rog, nu văd glam, nu văd nimic, deci nu. Poartă o rochie mulată, niște pantaloni cu talie înalt, deci n-am ce să comentez. Dar cu ce vrea să-ți cumpăr și ochelari? Apoi vrea să-ți cumpăr și ochelari. Poftie? Despre ce vorbeam? O procesez acasă, eventual informația. Îmi place foarte mult piesa cu pantalonul și cu ea, dar purtate... Și ochelari îți plăceau în culise. Și ochelari îmi plăceau, da, ți-am zis, tu le porți? Același styling. Bine, Silvia, oricum, părerea ta chiar nu e ok, pentru că de fiecare dată și de cele mai multe ori în privința mea nu a fost în raport cu ceea ce spuneau jurații. De cele mai multe nu, ori a de fost cele mai multe raport. Ori nu, ai să râzi, dar nu. Te încurajează de bucur. Dar știi de ce? Hai să spun de ce. Nu. Cum adică mă încurajează? Adică tu îmi spui mie ce fac jurații? Da, te încurajează de bucur. Adică dacă ei nu spun că mă încurajează, vin și spui că mă încurajează? Tu știi ce nu înțelegi tu, cum nu înțeleg nicio... Adică tu știi că nu ai un styling bun și spun jurații că nu e bun, tu spui, ba, e perfect. Nu, mi-a zis nimeni că nu este bun, mi-a zis că nu-mi plac. Adică permitem să te iau în seamă, Silvia. Nu, mie mai devreme, mi-a spus că nu plac. Permitem să nu te iau în seamă, te rog frumos. Ascultă, tu nu faci o diferență. Nu a spus nimeni că nu le-am combinat hainele frumos, însă nu plac. Este o chestie personală de gust. E o chestie personală, tocmai. Da, da, la tine? Ar trebui să o transformi în ceva obiectiv totuși, pentru că suntem într-o emisiune în care trebuie să critici, mă rog, să dai o părere
pertinentă. Obiectivă. Tu porți în fiecare zi ori un trench. De mult asta cu pertinentă. Astea sunt piesele la tine. Pe care le porți. Uite ce piese porți în concurs. Ori un trench legat în talie cu creole, ori creole cu o rochie mulată, ori o rochie cu crăpături pe picior. Astea sunt hainele pe care le porți. Parochi, eu nu vin cu pulovere de câteva mii de euro și cu pantofi de mii de euro și cu pantalon de mii de euro ca să schimb. Mai pare foarte rău. Dar cum ar fi să fi avut acum la pantaloni ăștia un pulover pe gât super larg așa mișto? Cum ar fi? Nu știu ce fi dat în estetica pe care o nu aceste sârme nodate cu pantofi interesanți, adică sârme dotate sau cum le spui. Părerea mea. Montate. Pot să accept o părere, dar nu să fie atât de personal și de răutăcioasă, atât. Mă, nu mai fi victimă, așa că nu stă bine, tu știi că ești aia. Sincer. Nu, asta ești tu. Super tare, pe dans, pasul marisian. Lasă, nu te mai lăsa influențată de ce spun eu. Dar nu mă las influențată. Păi râzi, doar problema e că tu încerci să influențezi oamenii de acasă și poate oamenii au văzut că e slabă pe styling, Mariso, nu trebuie să spun nimic. Nu se vede că sunt slabă pe styling. Ți-aduc aminte că săptămâna trecută, cred că am avut, nu știu, stelele nu au fost cel puțin câteva zile în care am luat 3 stele din 3. Nu sunt mă tot în viață stelele, cred. Da, știu că nu sunt tot în viață stelele și sunt de acord cu tine. Atitudinea aici, face mai mult decât unele haine. Da, nu am fost niciodată eu criticată de jurați că nu am atitudine, niciodată. Păi tu mai asta spun, atitudinea face mai mult decât unele haine câteodată. Da, și poate de asta mă aflu acum aici. Păi sigur că da. Dar asta nu înseamnă că n-ai un styling slab. Nu, da, astăzi, neapărat. Nu asta astăzi, neapărat. Nu înseamnă, adică, nu, am un styling slab când îmi spun jurații că am un styling slab, nu când îmi spui tu. Păi dar tu cine ești? E părerea mea. Am voie să mi-o spun și eu, dragii mei, am voie să spun. Sigur, vă puteți exprima punctul de vedere întotdeauna, tocmai de aceea și întreb care este părerea voastră, dar în momentul în care vă repetați, mă plictisiți și așa. Da. Și atunci trec mai departe. Uite, de exemplu, aș vrea să întreb ce face Beatrice acolo în atelier. Beatrice, ce faci? M-ai amuzat când ai spus că te mai plictisim și... Dar ce cum am stricat eselul? Tribalele alea, ce nu capătă? Sunt tribale, sunt așa asimetrici. Roboțele. Minimalist, de toate combinat. Vedeți că asta nu știu dacă e minimalism. Adică e minimalist, linii simple. Bine. Dacă voi ziceți, eu sunt curioasă ce o să iasă până la final și ce vor spune jurații. Sper să nu ne sperie. Adică sper să fim pregătiți pentru viziunea ta, Beatrice. Da, sunt convinsă. Până una alta, hai să revenim la ținuta Marisei în fața juraților, te rog. Bună, Raluca, stai că pentru tine am alți pantofi în geantă, dar nu am putut să merg cu ei pentru că... Cine alți pantofi în geantă? Pentru tine, mine? Special pentru tine i-am pășit, păi a cu talpă roșie. Oricum și pe ce? Au! Da, i-am împrumutat și eu, Raluca, am găsit până la urmă o persoană care să-mi împrumute acești pantofi și aș vrea să fiu jurizată cu ei. Deci dar de ce le-ai defilat cu ei, Marisa? Nu pot, am o problemă la deget și chiar nu pot, la dreptul. Am înțeles. Nu fac priză cu Iacob, ea nu face priză cu brandurile. Dragă, să știi că, sinceră să fiu, îmi plăceau și primii cu care ai venit. Știu, dar ăștia chiar sunt mai potriviți. Iată asta. Sunt frumoși amândoi. Au, aici au o problemă. Marisa, da. Să știi că îmi place ținuta pe care o porți astăzi, îmi place perunca beș, foarte cu mult. Bej cu bej, chiar îmi place, este o nuanță de bej foarte frumos aleasă. Trenciul este foarte frumos. Mie îmi place ce ai făcut, mie oricum îmi plac crop topurile acestea la nebunie. Poate pentru că aș vrea să port și nu mai mă recomandă, mă rog, talentul. Dar îmi plac foarte mult. Îmi place peruca, de fiată când port acest gen de peruci, arăți foarte bine. Da, e superbă peruca. Și toată combinația bej cu roșu îți vine bine, Marisa. Sincer, bravo. Mulțumesc. Marisa, îmi place această ținută, îmi place extraordinar cum ai asociat toate piesele, mai ales taciul acela de pe tricou și în ultimul rând... Chiar te scrie, Cătălin, I like you! Am văzut că ne place de când ai trecut pe lângă noi, iar așa cum a spus și Raluca, mie îmi place peruca, am mai văzut-o, nu e atât de dezastruoasă cum spune... Nu, Cătălina, asta nu e aceea simță de când am venit după curs, numai că la mine e deranjantul, nu, dar la unul, iarăși nu. Și acum îmi place să fac scandal. Da? Sunt ia, cu asta? Pentru că așteptam de mult să mi-o ridicat la fileu. Ia la trătă da, puțin. Da, uite la Marisa, nu se spune, de fapt, Moris spune, este singurul care spune, într-adevăr, că Marisa vine cu aceea sinută cam de cele mai multe ori. Ei, voi sunteți singurii care dacă nu spune dacă tu mă întrebi pe mine să știi că Marisa este repetitivă. Da, vă rog mult. Voi mai încurajați pe mine. Sincer. Auzi, fată. Dacă tu n-ai fi cea mai încurajată, dar nu, fii atent. Pe mine? Tu, dacă nu ai, dacă luăm istoricul steluțelor pe care ai primit toate în această competiție, tu, Silvia, ai cele mai multe steluțe. Pentru că le-a meritat. Se pare că, dar toate pe care le-ați luat, este adevărat. Uneori, dar, Raluca, eu personal mai dau și steluțe
nu la asta mă refer. De încurajare. Iar eu personal mai sunt și subiectivă. Oricum, asta este o chestie subiectivă, că nu este matematică 1 fac 2. Nu, dar mă refer la stilul stianic, adică Marisa chiar poate aceleași chestii mereu. Dar n-am văzut-o așa, poate în alte sezoane ați văzut-o. Dacă cineva a fost puțin repetitiv ca stil în această competiție până acum, a fost Iuliana, care i-a atras atenția și care se străduiește și eu am apreciat personal strădania ei de a schimba ceva. Ok, poate nu iese peste noapte, dar o să iasă în curând. Nu, și este Marisa, repet aceeași estetică. Aceeași estetică prezintă. Poate vă aflați în All-Star și la toate avem pretenții. Știu, dar ați început cu toate să... Deci dacă de acum, și mai avem mult până la final, ați început deja să ne călăriți. Eu am la steluță, aia tău la steluță. Eu meritam, aia nu merită. Nu, nu, dar nu este. Adică am ajuns să fim certați. Ai văzut, eu nu mă supăr pentru steluțe, dar mi-ar plăcea ca fiecare dintre noi să, deci de când am intrat până când ieșim, domnule, să facem ceva important. Adică vin cu un 38 de pantalon tot sezonul și ești în finală cu mine. Dacă eu o schimb și mi-au tablă în cap, adică nu mi se în finală. Silvia, dacă eu o să văd data viitoare la fel, am să o depunctez. Păi nu e la fel, ea poartă pereche de pantalon până în talie cu sandale cu baretă. Asta e ce poartă. Dar eu nu am văzut-o cu outfit-ul ăsta până acum. Păi nu, dar aceeași este. Mă, de ce trebuie să-mi explicați ție? Păi dar ce e bunit acum, gata. Patrule a jurat. Nu, cred că îți dăm prea multe explicații și nu cred că e cazul, că tu ești un... Eu cred că cei de acasă au văzut asta. N-am văzut nimeni, e singura care spune asta, sincer, nici măcar un comentariu n-am primit în privința deci, asta. Deci, Marisa, alo, aici. Ținuta este bună, foarte bine asociată cu geanta, cu tricoul, ești foarte bine. Mulțumesc. Și mai ales cu ochelarii, din punctul meu de vedere. Ochelarii vin, da, foarte bine. Sunt noi. Dragă, știi foarte bine că îmi place cum îți stă tunsă scurt. Eu n-aș fi pus geanta asta aici. Ci de unde ai scos și geanta asta, vreau să știu. N-aveam geantă, Moris, și a fost singura variantă. Știi, decât să mai vin fără geantă. Da, da, și mi-a plăcut mie asta, sincer. Te-a plăcut, nu? Da, da. Dragă, eu aș fi pus o geantă neagră la această ținută și o maletă neagră din cașmir, foarte fină. Dar îmi place ce ai făcut, îmi place cum îți vin ochelarii, trenciul este foarte frumos, pantalonii sunt foarte frumoși. Dar aș vrea să fiu un pic mai atentă la detalii, Marisa. Da. Da, da, și vine Paștele. Vine mâine. Vine mâine. Mâine încerc, voi punctați. Da, vine și Paștele, sigur, e mai are puțin. Mâine e? E, nu chiar mâine. Eu zic că vine ziua de mâine. Dar acum vin calificativele. Și să nu uiți, în viață nu trebuie să fii pufi. Mi-a plăcut asta, da. Pufi, vreau să zic asta, nu fii pufi. Nu fii pufi. Mulțumesc. Bravo, Stil, Marisa. Bravo, Stil. Mulțumesc tare mult, Marisa. Alina are o energie debordantă, da. Astăzi eu-s curioasă unde duce acea poșetă, căreia niciodată nu i-a găsit locul într-un outfit. Da, da, mai încerc. Dar sperăm că astăzi reușește. Hai, Alina! Bun găsit, draga mea! Bună! Superbă piesa! Juicy! Mulțumesc, Moris! Mă duc să cumpăr ținute sexy. Mi-am dat seama că n-am venit propusă de mult timp. Da, a, și eu! Și astăzi, gata! Vreau să fiu pe sex săptămâna viitoare. A, să te audă Dumnezeu! Sau măcar vine! Da, mult succes, ca să zic că așa. Că n-am mai scos de Gina Mincea de mult timp. De adică mult. N-am mai văzut să s-a pus praf pe ea. Mă bucur, că ai remarcat treaba asta. Mă ceartă bărbatul meu acasă. Femeie, ești numai în hainele mele. Ba ești largă, ba ești prea acoperită. Asta ba, lasă la mine. Asta largă, lasă. Lasă. Ok. Era vorba de proporție, da? Da, 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 da. Proporție, zic. Nu, las-o așa cum am văzut. Mai că... mă dați mortul în casă, potoliți-vă. Da, este importantă inițiativa. Emiliana? Să știi că și mie îmi place street style-ul pe care l-ai conturat astăzi. Îmi plac foarte, foarte tare pantofii. Și văd că nu te dezminți cu acest brand. Sunt absolut superbi. Îmi place și cum îți vin acești pantaloni cu turul lăsat. Deși pantalonii cu turul lăsat în mod normal scurtează picioarele, da, ție din contră. Ce să scurteze, Emiliana, care 2 metri de picioare. Ție din contră, ți le alungesc cumva și îți vin foarte, foarte bine. Și geanta, cred că cromatic. Mie nu prea, nu prea place, sincer. Nu știu, nu-mi prea place. Dai mai cu aplomb, Emiliana, că nu te omoară nimeni. Poftiu? Mai cu aplomb, așa.
Nu-mi place, domnule. Așa, luați-vă vitaminele, vă. Am zis-o. Da, domnule, a zis tot, ne-a stat inima în loc. E, stai așa, că o zic jurația acum, Alina. Ține-te. Ține-te tare. Cu fața lor, te rog. Mersi. Mai spun ceva amuzant, Cătălin? Mm. Știi ce ar mai merge la ținut Alinei? Mm. Ochelarii tăi. Sunt tot de brand, așa că pot să-i împrumut. S-ar putea să fie cam mari. Nu, te-am capul mare, creierul nu stă. Nu sunt obișnuit cu tine pe stilul ăsta. Beti, ce nebunatică ai fost în atelier azi. Am fost. Mie nu-mi place stylingul pe care l-ai făcut azi. Între sprâncene arată foarte dubios, arată ca ceva întors cu susul în jos, nu vreau să spun ce. Mă glășbește vizual. Păi, da, ești penibilă când faci asemenea afirmații. E cel mai simplu să lovești în cei mai buni. Taci, eu ești pisăloagă. Bun. Mă bune, ești. Bravo, nice girl. Bravo, nice girl. Îmi plac pantofii. Îmi place că ai abordat o ținută de-asta așa ușchită. Acum știu că Silvia mă înjură și mă apostrofează acolo. Da, vine că te taci. Te înjură Silvia prin de dinți? Și-a pus ochelarii Silvia și stă acolo tăcută cu aceea ceva. Dar mușcă-ți, dragă, buzele. Mușcă-ți-le. Vine momentul meu. E un street style care nu te caracterizează, dar îmi place astăzi pe tine. Cătălina, ai să râzi. Dacă mă vezi pe stradă, cam așa o să mă vezi. Te-am mai văzut și pe stradă, te-am claxonat, dar nu te-ai uitat. Nu m-am uitat, nu? Aaaa, se ține tare! A, păi, dar ce Dumnezeu, mă, Alina, mă! Da, auzi, stă părut divin. Mulțumesc. Foarte frumos te-ai coafat, foarte frumos te-ai fardat. Pantofii îmi plac, tricou la nebunie, cureaua aia n-are niciun Dumnezeu. Ai să râzi. Am vrut să le pun la aia, nu pot să-mi dau seama dacă... Ne spune Muri. Se încadrează sau nu. Dacă își va găsi vreodată dacă locul. Dacă asta vreau să spun, nu știu, geanta aia, vin odată într-o salopetă de bruși și pun geanta de gât. Băi, nu știu cum faci cu geanta asta, dar nu este deranjantă deloc. Eu o arunc la urmă. Doi, eu l-am murit să facă el styling-ul ăla. Ceva găsește-l sigur la revistă. Arăți bine, Alina, te plac. Da. Alina, din păcate, mie nu-mi place styling-ul pe care l-ai făcut azi. Nu-mi plac pantofii în combinație cu acești pantaloni. Nu-mi place nici măcar geanta în combinație cu pantalonii ăștia roșu cu deci albastru. Deci iar ai izbit-o cu geanta. Mă glășbește vizual. Mai încerc. Dar uite, îmi place foarte mult cum te-ai coafat. Îmi place tricoul, am mai spus, mă repet, Ilinca. Să nu ne repetăm, mi-ar zic că nu-mi place. Și un pantalon larg, dar nu acest pantalon larg în sfârșit. Una și cu una fac două și cu 7-9. Și cu steluțe câte calificative? Păi să zic eu prima? Da. Hai, Regina. Bravo, ai stil, Alina. Mulțumesc, Ralu. Ia și alte haine de la soțul tău. Mulțumesc, Cătălin. De pies. De pies, da. Ia și alte haine. Mulțumesc, Alina. Faceți cumva cântații în continuare lui Moris Melodia, no, 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 care el să o simtă să fie... Superbă, superbă, superbă. Asta zic, superbă, tu bucură-te în continuare, pentru că eu am de făcut un anunț. Un Sanremo răvășit, un o smulgere de păr. Așa? Da, o smulgere de păr, o aruncat de pe palestă mare. Așa că toate voturile online pe care le oferiți concurentelor în această săptămână, noi le vom lua în considerare în momentul înregistrării ediției de gală de săptămâna viitoare. Să consultați regulamentul neapărat pe www.canalde.ro. Exact. N-ați înțeles nimic, nu? Nici eu. Dar e bine că știți despre ce e vorba și e bine că urmează, evident, Denisa la defilare. Beatriz, eu sper că ești pregătită, aproape îmbrăcată, aproape. Pentru că urmezi la defilare, da? În maxim 5 minute. Ia uite ce minimalistă e. Mă aude, dar nici nu dacă mă aude, dacă mă vede. Se schimbă, asta e important, dacă e aproape gata. Hai, Denisa, să te vedem astăzi. Să fie închisă mâneca.
defilare stăm bine, dar cu centru platoului nu stăm bine. Nu găsim niciodată centrul, ca să zic așa, Denisa. Dar mereu îmi zic, pune-te peste aia. Da, da. Trecând peste acest mic obstacol, ce se va rezolva, Elinca, în timp? Astăzi îl invit în oraș. Pe cine? Pe el. Cine este el? Hai că-mi place, el. În sfârșit am auzit povești de dragoste, iar mie îmi plac astea la nebunie, deci dezvoltă. Să-i dau papucii, mai exact. Aoleu, dar păi pentru că este ziua fericirii, și... pentru că este ziua fericirii, plătesc eu nota. Bine, dar chiar există cineva? Nu. Da. Trosnit. Să nu trosnească și... steluțele la final? Dei, Doamne, sper. Ferește. Dar până la steluțe vorbim cu Larisa. Îmi place ținuta ta de astăzi. Îmi place că ți-ai pus, te-ai inspirat Marisa cu această clipire, că ea poartă de obicei materialul acela. Eu am purtat prima oară. Aoleu! Izvor, vezi, ca de iară. Prima oară. De fapt, eu am purtat. Nu, eu am purtat pe cap. De fapt, nu contează. Ok, te-ai inspirat toată lumea, gata. Ai deschis cutia Pandorei, Larisa. Nu vă certați, contează cum le porți. Tu ai purtat pe albi, am purtat pe negru și am luat 5 pe. Te putea să nu fie ea cu nasul pe sus. Nu, ai purtat pe albi, ai purtat așa. Am purtat plata asta. Gata, prima oară eu am purtat. Altceva, Larisa? Da, este o ținută bună. Atât? Da. Să. Cine a fost prima dată? Oul sau găina? Cine a purtat pentru prima dată plasa aceasta strălucitoare? Moris. Măcar la o întrebare eu, avem răspuns. Cu foarte mult timp în urmă, eu, într-o colecție mai veche, acum vreo 10 ani. E clar, dilema continuă, nu avem răspunsul, dar știm despre ținuta Denisei, dacă e bună sau nu. Ne spun jurații, te rog. Pentru mine nu e nimic nou în ținuta aceasta, pentru că aveam un profesor în facultate de literatură care purta permanent plastine astea transparente și bustiere. Obiectul gol, nu? Da. Morița, ce facultate ai fost? Da, măi, Denisa, lăsând gluma la o parte, dragă Denisa, nu înțeleg de ce se râde în platou ăsta. Da, nici eu. N-am spus nimic până la urmă. Să știi că îmi place foarte mult ținuta și o găsesc impecabilă. Felicitări, dragă, până și cercerul ăla cu punto di luce albastru îmi place. E verde. E verde? Și mai bine. Și mai bine. Că e albastru, crede-mă, dar oricum îmi place. E un acvamarin ceva. E verde. Dragă, sunt foarte frumos cercei, încadrează foarte frumos fața, te-ai fardat frumos, e pieptănat frumos. Asta ca să nu menționez faptul că, evident, strălucirea acestui năvod face toată poezia. E foarte bine aleasă ținuta și bustiera, îmi place. Mulțumesc. Dragă, ești o adevărată sirenă, la propriu. Să știi că n-am glumit, am folosit această plasă cu mulți ani în urmă și acum anul ăsta jur că îmi trebuie o jumătate de metru și nu l-am mai găsit. Nu știu. Uite, acum nu mai purtau după gala asta. Dar, după ediția asta. Nu, chiar îmi trebuia pentru un mic plastron. În ceea ce te privește acum, îmi place foarte tare. Ești și elegantă, și rafinată, și sexy în același timp. Toată plasa asta, toată strălucirea asta îți dă un aer extrem, extrem de elegant. Calificative? Mulțumesc! Chiar este o ținută foarte bună. Adică mulțumesc! Bravo, este Denisa! Bravo, stil! Și o să ai și o notă foarte mică de plată, că bănuiesc că mergeți la Kerhana. Da. Asta. De la nevot. De la nevot să se trage. Mulțumesc tare mult, Denisa. Am plecat, mulțumesc. Am auzit... Cum? Hey. Uite-te că nu numai ele șopocăiesc ce de ceva. Stai, gândiți că vă cer și pe voi. Nu mă dau înlăturie de la așa ceva. Ne mai trezim vorbind pe aici. Păi să știți că ați mai putea vorbi puțin, că Beatrice nu e gata. Era sigură. Păi dacă nu e gata, să nu mai vină. Păi dacă nu mai termină cu machiajul ăla dubios. Dar minimalistă ești. Ea nu e gata. Noi suntem cum ar veni pregătiți. Așa. Și ar trebui să o întâmpină. Gata. Mai ziceți ceva, drăguț. Să voteze oameni ăștia. Stai divină. No, e clar că nu-i de noi. Asta, Beatrice, mai bine vină tu în platou acum.
Bună, Elinca! Bun găsit, Beatrice! Asimetrică, geometrică... Nu știu ce să zic, hai mai bine să le lăsăm pe fete, dar ți-ai făcut și pantofi? Am încercat să-mi fac ceva, dar n-am mai avut timp. Păi nu aveam nimic. Ți-am zis că nu ești gata, dar tu nu și nu, te oprești pe culoar, ce făceai, ce făcea Boghi? Mi-a zburat improvizația. Aoleo! Bine că a prins-o Boghi. Suntem în parametri normali. Da. Ținuta... Beatrice? Silvia? Mie îmi place artificiul cu pantofii demențial, mi se pare. Deci îmi place enorm de tare, de mult. Mulțumesc, Silvia. Îmi place fet, îmi place bluza, dar la pantalonul ăsta eu recunosc că aș fi făcut tăieturile un pic diferit. Însă eu cred că ai respectat-te-ma. Îți pare cool. Mhm. Beatrice, spune ieri în culise faptul că Iuliana a avut câteva comentarii deplasate la adresa ta în testimoniale. Cum îți permis tu să spui cum că ar favoriza jurații pe cineva doar pentru că ai avut o ținută total în afara temei în gala asta? Cum îți permis să faci chestia asta, Iuliana? Și cum îți permis să ataci, să încep și eu ca tine? Să încep și eu ca tine să spun: aoleu, nu mai suport. Păi, deja e deranjant. Păi da. Hai că toate, dacă ați fost în poziția ei, cred că ați fi reacționat la fel. Toate v-ați fi supărat acum. E vorba de acceptare. Tu mă vrei acceptare, Denisa, că nici măcar nu era... Iasă de Nelelu. Nici măcar nu era Nelelu, în loc, în gala cu anii 70-80 și mai să mânjurați. Așa supărată era. Nelelu, lasă-ne puțin, Nelelu. Am crezut că și-a revenit, dar văd că din nou, știi, când nu te descurci strălucit, e cel mai simplu să lovești în cei mai buni. Și atunci, pentru că a lovit în mine, în Denisa și în Silvia, și eu consider că noi trei suntem realmente în acest sezon cele mai bune și cred că am dovedit cel mai mult. Asta nu înseamnă că de aici înainte... Ai decis tu asta? Da, da, asta este părerea mea, nu am decis, am spus că asta este părerea mea. Hai să plecăm acasă atunci, rând pe rând. Asta nu înseamnă că dacă noi suntem cele mai bune în competiție, lucrurile nu se pot schimba, Larisa. S-a speculat, Iuliana a speculat, cum că noi suntem cumva favoritele juriului, pentru că noi suntem favorizate cu stele mereu, cu note mari, cu nu știu ce, că primim mereu steluțe de la jurați, pe merit sau chiar dacă nu am avea meritul steluțelor. Nu, este adevărat. Asta e insinuat. Nu, eu nu am afirmat asta. Ba, asta e insinuat, că tu Iuliana, ai venit de slabe de multe ori și ai primit steluțe. Denisa, la Denisa se închid ochii că na, stă în casă cu stilistul și cu toate astea nimeni nu-i spune că are stilist sau că este îmbrăcată sau ajutată. Doamne, ești penibilă când faci asemenea afirmații știind cine te... știind, văzându-te pe tine. Știind ce? Tu nu poți. Știind ce, Denisa? Ce nu poți? Nu, ești penibilă că tu chiar nu poți, dar ce, nu știi. Dar de ce trebuie ai să mă jignești? Ai demonstrat în atelier ce poți. De ce trebuie să mă jignești? Păi nu, arunci în mine și acum de ce te jignesc? Păi dar e penibil ce faci. Tu insinui, serios, dacă nu zic asta, noi suntem conflict cu tine, Denisa. De niciodată. Că avem cumva un tratament preferențial din partea juriului, ceea ce nu este adevărat. Dar n-am spus că aveți un tratament preferențial. Și tu, lasă-mă, te rog frumos să vorbesc până la capăt. Poate jurația apreciază ce nu-mi place mie. De 20 de ori mă întrerup până acum. Scuze, dar nu cumva spuneai tu că celelalte au tratament preferențial acum câteva zeci de minute? Nu, Larisa, te rog frumos să așteaptă în rând. Așa, tu mai avem vreme. Vreau să-mi termin ideea, trebuie să te ridic tonul, că săriți toate partea, sunteți cate, incredibil. Să vorbesc. Tu erai foarte nervoasă mai devreme și te certai pe ești cu toată lumea. Bineînțeles că eram foarte nervoasă pentru că ai spus că noi suntem favorizate și că tu ești... situația mea cu alt rezultat. Ideea este felul următor, Iuliana. Când tu primeai stele pe linie, când erai super lăudată în gale și așa mai departe... bine. Adică numai tu ești bine îmbrăcată în emisiunea asta. Dar nu am și spus asta. Și atunci tu iei steluțe. Pe unde, până unde le întorci tu așa? Pe unde, până unde le întorci tu așa? Tu tocmai ce ai afirmat acum câteva secunde că tu ești cea mai bună în această competiție, tu, Denisa și Silvia. Da, da, eu asta consider despre noi trei că suntem cel mai informat. Eu chiar nu, eu recunosc talentul fiecăruia dintre noi. Că știm cea mai multă teorie din punct de vedere al modei, că suntem capabile să compunem ținute. Beatrice, ți-a spus și ție, Răzvan, asta în sezonul 3 și ți-a rămas fixat în cap și acum te crezi... peste mine, Iuliana, în continuu. Tu nici măcar nu mă las să vorbesc. Iar mie mi se pare că... atacul. Iar mie mi se pare că vorbiți despre același lucru deja, ne repetăm și nu este cazul. Hai mai bine să-mi spui despre ținută. Este oribilă. Beti, ce nebunatică ai fost în atelier azi. Am fost. Și cu machiajul ăsta. Că îl jignești pe Boghi. Boghi mi-a făcut acest machiaj. Acum l-am jignit și pe Boghi. Păi da, îl jignești pe Boghi. Păi dacă ești bine tine, te-ai zis normală. Dar normal i-a făcut ținuta. Nu, dar chiar el a făcut acest machiaj. Beatrice, măi, Beti, sincer, între sprâncene arată foarte dubios. Arată ca ceva întors cu susul în jos. Nu vreau să spun ce.
Să zic, ai imaginea tare deformată. Îi simulezi că ai un organ pe față? Iuliana, dragă, tu n-ai învățat literele? Îți gândi numai într-o zonă. Măi, dar nu ai învățat litere. Serios, arată ca clasă că te ajutăm noi în culise, cu litera Y, cu litera K. Sunt figuri geometrice, fetelor. Da, da. Păi, sigur, da. E, când îți e mintea numai undeva, Elinca? A, Beatrice, aici deja ai făcut lucrurile astea, ca și cum ce eu mă gândesc numai la pe bune. Nu, draga mea, tu ai spus lucrul ăsta, nu eu. Nu, mai că aici ai fost foarte rea. Nu, deci chiar m-am supărat. Și eu m-am supărat că aici m-am bine. Hai că discuția asta se transformă în altceva și duce în altă direcție care nu-mi place. Mai bine vorbim cu jurații despre ținutata, Beatrice, te rog. Mulțumesc, Elinca. Ținuta asimetrică înseamnă scurt în față sau în spate și sau invers. De obicei, ca să-ți iasă, folosești o geometrie pe pătrat, pe dreptunghi, pe colțuri, pe triunghiuri. Este foarte delicat să faci, pentru că o poți da în altceva. Tu ai făcut-o și ai dat în altceva. Partea de sus te duce, este o bluză cu mânecă despicată, cu influență episcopală, așa se cheamă. Aceea da. Mânecă este mânecă despicată. Mâneca voiam să o prind, dar mi s-a episcop, părut că mânecă de episcop. Pare mai bine. Nu, deci n-ai nicio legătură cu ce ți-am spus eu. Nu, nu ți-a reușit mie, deloc. Mie mi se pare foarte amuzant, pentru că pe toate le chinuie talentul de designer. Mi se pare foarte amuzant, sincer, Beatrice. Ei, da, o să fie generație nouă de designer. Nu, dar în primul rând, da, cred că facultățile sunt degeaba pe acest pământ. Mie mi se pare totuși... Nu. Eu nu înțeleg de ce ai insistat să ucizi o canapea pentru a ținută și de ce insisti să porți lucruri care nu te avantajează. Hai, mă, exact, Iulia, că nu poți să zici să ucizi o canapea pentru că pielea naturală nu-ți groaz. Place, pielea asta ecologică. Păi da, este urâtă, este urâtă Raluca, ce vrei să spui? Nu e urâtă pielea, mie îmi place materialul. Pentru acest tip de ținută trebuia să alegi altceva. Nu. Eu cred că ai făcut... Nu ești conform temei, așa cum a spus Cătălin, însă ce da, ți-a ieșit? Aș vrea să înțeleg și eu, că nu mi-a explicat Cătălin. Ce ți-a ieșit? Să... Lasă-mă, nu mai înțelege nimic, că-ți termine emisiunea până înțelegi că eu ești, pisăloagă. Bun. Mă pune, ești. Nu mai spun nimic, trebuie să ești. Iau de bun așa tot. Să... Ia de bun ce zic eu, că e de bine ce zic. Taci, taci, n-o taci. Nu să ești. Învăț, asta e problema, Raluca, că vreau să învăț. Lasă-mă că ai zis-o mai devreme, oricum eu vă spun un lucru. Bun. Toate vă credeți niște mici Dumnezei. Eu cred că o să ajungem până la sfârșitul acestei competiții să ne încăierăm la propriu în acest platou. Dar mă păi nu ne-ați zis mai devreme. Să... Eu sunt cea mai bună cu nu știu cine și cu nu știu cine la teoria, modela. Potoliți-vă, reveniți-vă. Cel mai slab pregătită, Raluca. Ținuta care ți-a ieșit n-are legătură cu tema, însă mie personal îmi place ce ai făcut. Cum ai făcut-o, cum n-ai făcut-o, nu e genul de ținută pe care o să o apreciez, dar una peste alta, atitudinea, felul în care te-ai gândit la toată combinația asta, îmi place. Bravo. Mulțumesc, Raluca. Mie nu-mi plac pantalonii, nu te avantajează din punctul meu de vedere deloc. Nu pot să spun că îmi place nici topul combinat cu acest pantalon. Ce ai pe față, nu înțeleg ce se vrea sau ce s-a vrut de la acest machiaj, pentru că nu-l regăsesc deloc în ținuta ta. O interesănțenie, Moris. O interesănțenie care nu e foarte interesantă. Îmi place și mie artificiul stilistic pe care l-ai făcut cu botinele, dar per total, dragă Beatrice, nu-mi place ținuta deloc. Am înțeles. Nu mai mie place. Calificative? Păcate. Bravo, mulțumesc, Beatrice. Raluca. Mulțumesc. Te rog, ca să nu te noi mai lungim, dă un search și vezi ce înseamnă asimetrie în vestimentație. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult, Beatrice. Mulțumită de voi, fetelor? Da, mulțumite. Da. Avem 5 concurente cu punctaj maxim astăzi din partea juraților, wow. Câte 3 steluțe. Ridicați-vă, vă rog. Emiliana, Marisa, Larisa, Otilia și Denisa, felicitările mele. Este cineva care n-a primit nicio steluță? Nu. Eu? Vedeți de ce sunt și eu mândră de ai voi? Ai primit de la Mori Silvia tu. Ah. Da, exact. Iar Iulia, ce decide? Alina, tu câte stele ai? Două. Hai sus, Alina. Mie mi-a plăcut ce a făcut. Deci Alina primește o stea? Da.
Felicitări, Alina, bravo! Mulțumesc, Ilinca. Ei bine, vă spuneam încă de la... Ocupați loc, vă spuneam de la începutul emisiunii că avem astăzi din nou o surpriză pentru voi, un voucher cadou de la Collins pentru cea mai fresh și cea mai cool ținută. Pentru a determina care este ținuta respectivă, am nevoie de jurați, evident. Nu-ți dau nimic. Îl păstrez, nu, îl păstrez eu, nu. Ei, te ne facem viața să fugim cu voucherul. Bine, dragă. Dă-i-l, dă-i-l... Larita. Otiliei. Hai, Larisa. Otiliei. Larisa. Larisa. Ah. Larisa are cea mai fresh și cea mai cool ținută. Da. Felicitări, Larisa. De ce nu mi l-ai dat mie? Să mă uit și eu să văd ce e pe el. Nu vreau. Bine. Să te bucuri de acest voucher și mulțumesc. Să îți bucure inima. Mulțumesc și eu tare mult. Vă mulțumesc fetelor pentru ediția de astăzi, le mulțumesc și colegilor, evident și vouă celor de acasă pentru că sunteți mereu într-un număr atât de mare alături de noi. Ne revedem și mâine la aceeași oră, 16:30 cu noi surprize și din nou o altă ținută în atelierul nostru. Seară bună!